Slavă domnilor și domnilor! Declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 25 octombrie 2016. Cunoașteți proiectul de pe ordinea de zi, proiectele de zi? Dau citire proiectelor de pe ordinea de zi. Inițial, au fost 14 proiecte pe ordinea de zi. S-a suplimentat cu 2 proiecte, dar totodată s-au retras alte 2 proiecte. Proiectul numărul 4 și numărul 7 s-a retras. În total fiind 14 proiecte pe ordinea de zi. Dau citire proiectelor de pe ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Domeniul Public și Privat Onește SA pentru anul 2016, inițiator domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pe anul 2016, inițiator domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 139 din 19.11.2015 privind darea în folosință gratuită a obiectivului Biserica Ortodoxă Maria Magdalena din municipiul Onești către parohia Maria Magdalena. Inițiator domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 per 19.03.2015 a Consiliului Local al Municipiului Onești privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației PUS, construire capelă mortuară, parohia ortodoxă Sfântul Nicolae. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune, suplimentarea unor suprafețe de teren concesionate, cu contracte anterioare. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind reactualizarea comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești, alocate pentru activități non-profit de interes local. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 19 martie 2015 privind aprobarea organigramei și statutului de funcție ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2016 31 martie 2017 în municipiul Onești. Inițiator domnul primar Nicolae Natiuc. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 102 din 16.08.2016 privind aprobarea înființării Consiliului Local al tinerilor municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 153 din 2014 privind aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natioc. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna noiembrie 2016. Inițiator, domnul primar Nicolae Natioc. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea promovării în instanța unei acțiuni privind recuperarea cu titlul de despăgubiri pentru folosirea fără aprobare și în mod gratuit a infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare, domnul inițiator, domnul primar Nicolae Natioc. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare, din ședința din 27 septembrie, ședința ordinară, ședința din 3 octombrie, ședință extraordinară și din 13 octombrie, ședință extraordinară. Dacă sunt observații, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct este proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SECE domeniul public și privat Onește SA pentru anul 2016. Are cuvântul domnul primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamne, domnul consilier, bugetele locale și bugetele și celelalte bugete se aprobă de Consiliile Locale ale Comunelor, Orașelor, Municipiilor după clas. Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificări la bugete în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a bugetului de stat, precum și urmare unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite. Rectificarea bugetelor se aplică aceeași procedură și aprobările inițiale de excepția termenilor din calendarul bugetar. În anul 2010 a fost încheiat între municipiul Onești și 10 domeniul public privat. Este la contractul de delegare a gestiunii numărul 6.186 de 10.8.2010 pentru serviciile de salubrizare și întreținere a domeniului public și privat al municipiului Onești. În adresele numărul 6.821 din 4.8.2016. Și 8794 din 7.10.2016, SECE domeniul public și privat, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2016, în vederea finanțării unor proiecte ridicare pentru diferite activități. Bugetul rectificat al SECE domeniul public și privat este prezentat în anexa la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați și să decideți în consecință. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate pentru a prezenta raportul. Doamnelor și domnilor consilieri, din hotărârea Consiliului Local numărul 35/2016 s-a aprobat bugetul local al municipiului Onești, în care este inclus și bugetul de venituri și cheltuieli al SCDPP Onești SA, în sumă de 10,8 miliarde lei. În decursul anului, prin rectificările bugetului local, s-a majorat bugetul SCDPP Onești SA cu suma de 2,6 miliarde lei. Solicitările de majorare au fost prezentate în adresele 6821 și 8794 din anul acesta, din 2016. Necesitatea redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, precum și aplicarea prevederilor articolului 14 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru a prezenta raportului Comisiei. Majoritatea de voturi a disfavorabil în partea Comisiei. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Domnul Zarzu, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos. Da, discuția va fi aceea legată de DPP. Întrebăm, vă găsesc reprezentantul DPP-ului aici. Știu că la începutul anului bugetul estimat de DPP-ul era în jur de 110 miliarde. S-a bugetat 100 mandatul vechiului primar. Se spunea de atunci că nu este suficient, dar că suma a ajuns de, depășește de 130 de miliarde și vreau să știm de ce s-a ajuns la această sumă. Și, în continuare, nu suntem de acord cu cheltuielile aferente total de mandat și alte organe de conducere, care sare de 2 miliarde și ceva, bani care pot fi economisiți, a fi folosiți în alte destinații în cadrul de lucru. Dați-mi voie să vă răspund parțial eu la întrebare. Că faceți referire la bugetul care a fost aprobat și la bugetul cheltuit. Bugetul aprobat pentru DPP de 100 de miliarde este fără TVA. Să facem o clarificare. A doua clarificare este că nu s-au cheltuit nici măcar cele 100 de miliarde până în momentul de față. Deci nici cum nu s-a ajuns la 130. Deci nu s-au cheltuit. Cred că nu fac o greșeală. De asta am și invitat. Domnul Paris nu este prezent astăzi în localitate. Am invitat pe contabilul șef să vă dea clarificările economice de care aveți nevoie. Sunt Ciobanu Lidia, șef Serviciu Financiar Contabilitate. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Bugetul aprobat în faza inițială de anul trecut este într-adevăr de 10.100. Este un buget care a fost elaborat având în vedere creșteri salariale și celelalte nevoi. Creșterile salariale, deci bugetul 2015 față de bugetul solicitat pentru 2016 are o creștere de 110.000. Din care doar 200 sunt creșteri salariale, având în vedere că salariul minim pe economie a crescut cu 200 de lei de persoană la 1 mai și ponderea celor de la DPP cu salariul minim pe economie este destul de mare, este în jur de 60%. Faptul că am crescut cu 200 de mii manopera, obligați prin efectul ordonanței de urgență, a trebuit să reducem din alte cheltuieli. Acel 10.800 este un buget care are la bază față de alocarea anului precedent are doar 60% alocare bugetară pentru închirieri de utilaje pentru terți. Deci noi am fost nevoiți să tăiem din alte capitole, pentru că suntem obligați să dăm salariul minim. Am tăiat din închirieri utilaje. Am mers cu un buget de alocat și aprobat de 60%. La cheltuielile cu salubritate a trebuit să tăiem 25% față de realizatul anului precedent. Iarăși cheltuielile cu materiale au fost reduse cu 10% față de materiale consumul anului precedent. În condițiile în care, începând de anul ăsta, DPP-ul nu mai primește materiale achiziționate de primărie. Ori valoarea lor pe anul trecut a fost de 760.000. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să le suportăm anul ăsta. Altă legat de bugetul inițial. Vreți să vă mai explic ceva de 10.800? Într-adevăr, cum a spus domnul primar, este bugetul care se referă strict la veniturile DPP-ului fără TVA. Deci ele, efortul bugetar al primăriei va fi într-adevăr de 10.800, plus 20% valoare TVA-ului. Acum, suplimentarea de anul ăsta, vreți să... Deci aveți acolo la primul punct, este uzura obiectelor de inventar de 245.000. În urma controlului curții de conturi s-a întâmplat următorul fenomen. Noi achiziționam obiecte de inventar, echipament, scule pentru oameni și nu ni s-a dat voie de către conducerea primăriei să le recuperăm așa cum prevede legea modalității la darea lor în folosință. Am fost obligați să recuperăm uzura lor eșalonat în ani, chiar și până la 5 ani. Să dai o cheie de 30 de lei cu 0,5 lei pe 5 ani. Curtea de conturi ne-a interzis acest lucru. Acest 2 miliarde jumate ce înseamnă? Uzura obiectelor de inventar nerecuperată de la primărie. Noi, de fapt, am plătit furnizorii
dar nefacturând acea uzură, nu am recuperat banii. Deci noi suntem obligați să dăm tot costul obiectelor de inventar pe cost, odată, la darea în folosință, nu treptat ca la mijloace fixe. Și curtea ne-a impus această măsură pe care noi a trebuit să o respectăm. A doua măsură, la 378.000, care sunt impozitul pe clădiri, în contractul de comodat, nu s-a specificat cine suportă utilitățile spațiului în care noi desfășurăm activitatea. Recalculându-se, am făcut nenumărate adrese, pentru că ni s-a impus de Curtea de Conturi, să ni se stabilească impozitul pe spațiu pe care noi stăm acolo, nu ni s-a răspuns decât anul ăsta, undeva în vară, cu suma certă de 378.000, plus penalitățile aferente. Bani pe care noi a trebuit să-i achităm, dar fără să existe alocație prevăzută în anul trecut. Pentru că nu știam la cât se cuantifică impozitul. Am cerut, domnule, am 500 de metri pe care locuiesc. Dați-mi impozitul să știm ce calculăm. Neavând suma, n-am putut avea alocație bugetară. Astea sunt 378.000. Iarăși au fost cheltuieli neprevăzute, deci note de comandă emise, pentru care nu au fost alocații bugetare. Pentru că am întocmit bugetul și știu ce asta la bază. Modernizarea depozitului de câini, care a fost 191.000. Cheltuielile n-am prevăzut, am prevăzut vopseaua pentru marcașele în fiere, dar nu s-au făcut cu... A trebuit să plătim un terț care ne-a ridicat costul și ne-a făcut cu marcașele rutiere. Este manopera marcașelor. Cheltuiel cu dezinsecție a fost suplimentat cu 30.000. Alocarea a fost mult mai puțin prevăzută. Nu știu să vă dau explicație suficientă aici. Țarcurile, iarăși, la Ron Press nu au fost prevăzute anul trecut sau la începutul lunii ianuarie, când noi am întocmit bugetul. Nu aveam de unde să prevedem că noi o să trebuiască să reînnoim țarcurile, să le reface. Amortizarea cu basculanta Mercedes-Benz de 73.000. Este vorba de autobasculantă care a fost ca aport de capital la DPP, documentație care a fost încheiată după întocmirea bugetului. El are o perioadă scurtă de amortizare și nu aveam de unde să știm. Raportul evaluatorului a venit după întocmirea bugetului. Deci ridică cu 73.000 această basculantă amortizarea noastră și nu am avut suma alocată. Urmează ca noi am primit, urmează să se finalizeze rapoartele de expertiză, o mărire de capital cu două tractoare de la primăria Orești. Iarăși, amortizare pe care noi nu am avut cum să o prevedem în bugetul nostru pe anul ăsta. Cam astea sunt, din astea constau capitolele pentru suplimentarea de bugete noastre. Dacă mai sunt și alte observații. O singură remarcă făcută. Domnul consilier Zamiu, apare sistematic în discuțiile și ședințele de Consiliu Local această problemă. DPP-ul. Foarte bine. Vreți să fie transparență și să știți ce se întâmplă acolo. Haideți să nu încercăm la fiecare ședință de Consiliu Local să alocăm cel puțin o treime pe aceste discuții. Cum o sunt bani? Aveți un reprezentant în Consiliul de Administrație, doamna Matei Adriană. Folosiți-o. Întrebați-o. Ce se întâmplă? E bine să venim pregătiți la ședințe, nu să stăm ore aici și să povestim, întrebăm doamna director. Doamna director, dar știți acolo de unde ați luat banii? Lucrurile astea se pot afla și în particular. Nu trebuie neapărat în ședință de consiliu. Nu ne luați anume de rău. E bine să fie transparență, e bine să știm ce se întâmplă acolo. Dar există și alte căi decât ședința de consiliu local. Valorificațiile. Dar vrem să știm și noi, domnul avocat. Vrem să știm și noi. Dar vreau să n-ați întrebat nimic, doamna consilier. Eu am o problemă în ceea ce privește pe domnul Zarcu, că la fiecare ședință trebuie a... Vreți cumva să... Dacă vreți... Este o opinie de-a mea personală. Este exact ca și cum eu aș veni în ședința Consiliului Local să-l întreb pe domnul primar ce se întâmplă la spital. Mi se pare un paradox, nu vă supărați. Este președintele Comisiei Economice. Nu președintele. Da, eu cred că înțeles ce vreau să zic. Aș face și o completare cu... Dacă îmi permite, doamna președinte. Totuși e puțin complicat, adică să discutăm pentru a nu știu câte oară un singur aspect mi se pare că nu e în ordine. Tot vorbim despre DPP că să dau bani în plus. Și lucrul ăsta văd că nu s-a înțeles nici astăzi la două ședințe de la încheierea anului 2016. Nu s-a dat niciun ban în plus niciodată, asta nu înțelegeți. S-au făcut niște rectificări. DPP încă nu și-a cheltuit banii pe care i-are bugetați. Bugetul când s-a făcut, am spus încă de la începutul anului că nu
bugetul, cum a fost gândit, nu cuprinde toate activitățile pe care DPP-ul trebuie să le desfășoare într-un an și iată că se vede lucrul acesta. În toate aceste lucruri care nu au fost prinse. Și de care am înțeles în comisie că pe lunile noiembrie și decembrie nu mai sunt bani. De dat de la primărie nu putem vedea. Și am să transmis. Acum... Nu mai sunt bani, vi s-a spus verbal. Eu vă spun un lucru. Nici DPP-ul nu va intra în incapacitate din funcționare din lipsa banilor astea niciodată în acest an. Numai că pe anii viitori trebuie să gândim lucrurile de o manieră astfel încât să nu mai apară aceste discuții și aceste rectificări. E bine să prindem de la începutul anului și am spus la începutul anului. Bugetăm prea puțin DPP-ul, o să tot facem rectificări. Iată că se fac. Pentru că la începutul anului n-au înțeles marea majoritate, fără să se supere nimeni, că bugetul nu desculează toate activitățile. Despre asta e vorba. Și DPP-ul trebuie să se înscrie în bugetul pe care îl are și în activitățile pe care le-am delegat să le rezolve. Adică, se pare că nu sunt cadre. Asta înseamnă că managementul de acolo poate fi o problemă sau li s-au dat lucrări suplimentare, cum au venit și au dovedit, lucrări care nu au fost bugetate. Și e logică, nu poți să te încadrezi într-un buget dacă apar lucrări numai aici de 11 miliarde în plus. N-ai cum. Domnul Vasă. Da, eu aș vrea să întreb la ce folosește profitul DPP-ului când este o societate care lucrează pentru primăria Onești, pentru cetățenii Onești. La ce folosește acest profit, care e o sumă de peste 100.000 de euro, fiindcă DPP-ul, dacă are profit, e nevoit să plătească impozit profit. Nu mai bine banii aia, impozit profit, rămân aici, la primărie, și să putem face niște investiții decât să-i plătim la buget, trebuie să-mi spune la ce folosești profit. Acest profit, dacă lucrăm pentru Onești, pentru prima Ionești. Da. Sincer să fiu, mă surprinde întrebarea, nu consistența ei, ci de la, că vine de la un om de afaceri. O societate comercială este obligată să facă profit. Da, dacă ar lucra și pentru altceva, nu mai pentru primărie. Nu vă supărați, eu nu v-am întrebat cât ați vorbit. 1. O societate trebuie să facă profit conform legii. 2. Profitul de 5% este aprobat de către Consiliul Local. Atenție! Nu știți, pentru că, înțeles, nu ați fost consilier local. 3. Modul cum se cheltuie profitul, aprobă tot Consiliul Local. Deci, nu văd unde e problema. Puteți veni cu astfel de abordare în momentul în care dispunem sau vom hotărâ cum se va cheltui profitul pe 2016. Acolo, da. 4. Societatea DPP, în primul rând, trebuie să realizeze și să satisfacă comenzile emise de către primărie. Și apoi să se adreseze către alții, pentru că se poate intra într-un joc foarte ușor și foarte periculos, că de maniera în care haideți să lucrăm și pentru alții, dar nu mai rezolvăm problemele oneștenilor cu DPP-ul. Pentru că vrem să facem profit noi, nu să rezolvăm. DPP-ul este făcut pentru a rezolva problemele oneștenilor. Cu prețuri cât mai mici, atenție. Salariile le știți, sau dacă nu le știți, nu vreau să am aceeași abordare, care este una corectă. Aveți pârghia, cum să aflați toate salariile din DPP și nu numai. Sunt, marea majoritatea oamenilor sunt plătiți conform legii, dar zic eu, destul de puțin. Adică salariul minim pe economie. Invocăm de multe ori să respectăm munca, să respectăm oamenii, dar mai mult în campanie electorală și mai puțin pe lângă. Haideți să-i respectăm, să le dăm încredere. Unde greșesc, trebuie să plătească, dar să-i lăsăm să-și facă treaba și să avem încredere în oamenii care tot împreună, tot Consiliul Local i-a numit acolo cu funcții. Tot Consiliul Local a fixat salariile, atenție, salariile fixate de Consiliul Local sunt cele propuse de către partidul din care faceți parte și chiar și conduceți. Adică 4,5 salarii. M-a respectat întru totul propunerile, le-am susținut. Acum puteți face alte propuneri, dar în anul ce urmează în sensul ăsta, la salarii, la cum cheltuim profitul și vă rog să înțelegeți corect problema, fără nicio supărare. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt observații... Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
Trec la următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pe anul 2016. Inițiator domnul primar Nicolae Natiu. Da. Are cuvântul domnul secretar. Doamne, domnule consilier. Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate în condițiile legii pe perioadă de un an, perioada care corespunde exercițiului bugetar. Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în textul anului bugetar aparțin exercițiului corespunzător de execuție al bugetului local. Atașamentul de pompieri Onești prin adresa numărul 526.330 din 7 ianuarie 2016 solicită alocarea sumei de 5 nivele necesare pentru finalizarea lucrărilor la mansarda și atașamentele de pompieri. Menționând că administrațiile publice locale pot ființa servicii, pot finanța serviciile publice comunitare în situații de urgență conform prevederilor articolului 20 din ordonanța Guvernului 88/2001, modificările și completările autorale. În nota de fundamentare numărul 17.730 din 17.10.2016, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Buca solicită suma de 6.000 de lei în vederea achiziționării plătărilor pentru centru de primiri urgențe Onești. În analiza efectuată de organele de specialitate, din cadrul serviciului buget contabilitate, s-a constatat că sumele respective pot fi alocate la articolul 70 locuințe servicii și dezvoltare, alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Facem precizarea că rectificarea bugetară reprezintă operațiunea care se modifică în cursul execuției bugetare, bugetele cu obligativitatea menținerii echilibrului bugetar. Bugetul rectificat este prezentat în anexa numărul hotărârii. Și față de cele prezentate, vă rugăm aprobat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, prin adresa numărul 526.336 din 7 ianuarie 2016, detașamentul de pompieri Onești solicită alocarea sumei de 5.000 lei necesară achiziționării unui număr de 6 ferestre mansardă pentru acoperiș și rame de etanșare pentru ferestre de mansardă. Prin nota de fundamentare numărul 17.730 din 17.10.2016, Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești solicită suma de 6.000 lei necesară pentru achiziționarea echipamentelor medicale la Centrul Primiri Urgențe Onești. Din analiza efectuată de Serviciul Buget Contabilitate s-a constatat că sumele solicitate de Departamentul de Pompieri pot fi alocate de la capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare, alte bunuri și servicii, 5.000 lei. Pentru suma de 6.000 lei se va reduce capitolul 70.02 Locuințe, Servicii, alte bunuri și servicii cu suma care va fi trecută la capitolul 66.02 Sănătate, transferuri. Bugetul local cu modificările ulterioare este prezentat în anexa numărul 1. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Cu unanimitate de vot la aviz favorabil. Discuții? Doamna Paște. Discuții care au legătură cu proiectul acesta. O să fim de acord cu acest proiect, însă o să am o întrebare către domnul primar. Știu că consilierii locali, în majoritatea lor, ajută și finanțează. Sunt de acord să finanțeze activitățile care țin de primărie. Însă, la momentul la care se finalizează investiții, cred că ar trebui chemați și aceștia. Și fac aici trimitere la finalizarea investiției de la Spitalul Municipal Onești, care a avut loc luni pe data de acum o săptămână. În mod normal, apreciez că așa ar fi fost frumos, ca fiecare dintre consilierii locali care și-au dat aportul pentru finalizarea acestei investiții să fie chemați la respectivul eveniment. A fost chemată doamna Teodora Șotcan, care este președintele la Inspectoratul Școlar Județean. Nu știu care a fost contribuția dumneavoastră pentru finalizarea acestei investiții. Deci toți consilierii locali ar fi trebuit să fie invitați. Așa mi se pare frumos, civilizat, pentru că fiecare dintre noi, cei care am fost consilieri locali și am participat la această investiție, să fim chemați
Știu că ați dat un telefon cu jumătate de oră înainte domnului Lazar, dar nu așa se fac invitațiile. Deci, în mod normal, invitațiile trebuiau făcute de bine pentru cu toți cei care facem parte din organizația din care eu fac parte. Suntem oameni care muncim și avem programul destul de încărcat. Cred că civilizat ar fi fost ca pe vineri să ne anunțați și să ne spuneți că luni la ora 11 urmează să aibă loc acest eveniment. Este o sugestie și sper ca pe viitor să țineți cont de ceea ce v-am spus eu astăzi în ședință. Mulțumesc pentru recomandare, că altfel nu pot să... E o recomandare, chiar o recomandare este. Da. Vă mulțumesc pentru ea. Respectul pe care vi-l port atât dumneavoastră, ca și consilier local și nu numai, cred că îl știți și l-ați simțit de cele mai multe ori să nu spun că mereu. Ultimele autorizații privind funcționarea RMN-ului și s-au emis joi, sau trimis joi, nu s-au primiseră bine. Cel mai mare finanțator sau finanțatorul cu cea mai mare pondere al acestei investiții este Consiliul Județean. Eu nu vreau să fiu avocatul niciunei persoane care a fost prezente acolo și una pe care ați nominalizat-o, dar dânsa, pe lângă funcția pe care o are, are și calitate de consilier județean. Candidat pe listă. Spune la sfârșit. Da, și consilier județean. Ca să fim foarte riguroși, deci, în primul rând, nu s-a știut că vineri va fi, că luni va fi inaugurare. Ca să fim riguroși, nu am făcut invitația cu 30 de minute înainte și domnul Lazar poate să confirme sau nu, ci am făcut-o cu cel puțin 2 ore înainte, în moment în care am aflat și eu de acea intenție. În momentul acela am sunat liderii, să spun, partidelor politice cu reprezentare în Consiliul Local și dacă cumva s-a greșit, mi-o asum din ce punct de vedere. Prefer să fie supărați politicienii pe mine și să fie mulțumiți oneștenii și nu numai, pentru că n-am mai așteptat să facem o inaugurare după câteva zile, o inaugurare fastuoasă și s-a dat imediat în folosință. Într-adevăr, recomandarea dumneavoastră este certă și corectă, pot eu spune, dar vreau să înțelegeți cum au stat lucrurile. Atâta vreme cât vorbim de o încercare de a nu transforma dispută politică, ședințele de Consiliul Local și absolut tot ceea ce se face în interesul orașului, cred că aceste evenimente ar fi cazul De acord. Deci una, nu a fost invitația cu 30 de minute înainte, a fost cel puțin cu 2 ore înainte. În momentul în care am aflat și eu vreau să înțelegeți logica și să mă credeți pe cuvânt, că altfel n-am cum. Da, și v-am mulțumit pentru recomandare, că de la început. Doi, chiar am discutat și avem și o persoană aici, care e și consilier local și cu o funcție la spital, care... Să știți, nu s-a discutat și nu e cazul să discute politică, nu s-a discutat politică acolo. Dacă există o greșeală, să știți că mi-o asum, încă o dată spun, bucuria este că s-a dat de îndată folosință și nu s-a mai ținut 2-3 zile pentru a organiza o inaugurare cu fast și oneștii ne-au putut și pot beneficia de serviciile acelea. Mulțumesc! Dacă mai sunt observații, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 139 din 19.11.2015 privind darea în folosință gratuită obiectivului Biserica Ortodoxă Maria Magdalena din municipiul Onești către parohia Maria Magdalena. Inițiator, domnul primar Nicolae Gnatiu. Doamne, domnul consilier, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local potrivit legii 215/2001 a administrației publice locale. Urmarea unor neconformanțe existențe cu suprafața menționată în cadrul articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local 139 de 19.11.2015 privind darea folosință gratuită a obiectivului de investiții Biserica Ortodoxă Sfânta Maria Magdalena din municipiul Onești, vă propunem modificarea articolului astfel încât să coreleze suprafața obiectivului cu cea din procesul verbal de predare primire ce va fi anexă la contract
deoarece darea învățăției gratuite se va face pentru biserica de investiții și nu doar pentru biserica propriu-zisă. În plus, deoarece lucrurile de pictură nu au fost realizate până la data de 22 iulie 2016, se propune eliminarea acestei date și modificarea corespunzătoare a articolului 5 din hotărâre. Față de cele arătate, supunem spre analiză și dezbatere cele mai atribuie locale la proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Stimați consilier, în conformitate cu legea cu prevederile legii 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem atenție următoare. Biserica Ortodoxă Sfânta Maria Magdalena din municipiul Onești, strada 8 martie, numărul 22, este un obiectiv de investiții care se întinde pe o suprafață de 3.233 m² și care cuprinde biserica propriu-zisă în suprafață de 302 m², clopotnița, clădirea centralei termice, împrejmuirea și alte bunuri care vor fi identificate și delimitate nominal în anexa la contractul aprobat prin articolul 3 al hotărârii de Consiliu numărul 139 din 19 noiembrie 2016. Astfel, articolul 1 din hotărârea de Consiliu trebuie corectat deoarece nu se dorește darea în folosință doar a bisericii propriu-zise, ci a întregului obiectiv. Ca urmare, propune modificarea articolului 1 astfel. Se aprobă darea în folosință gratuită a obiectivului Biserica Ortodoxă Sfântă Maria Magdalena din strada 8 martie numărul 22, municipul Onești, către parohia Sfântă Maria Magdalena, cu același sediu, pe perioada duratei normale de funcționare a bunului, respectiv 60 de ani. Deoarece lucrările de pictură nu au fost realizate până la data de 22 iulie 2016, propune modificarea articolului 5 după cum urmează. Municipiul Onești, în calitate de investitor, va continua lucrările decorative la obiectivul de investiții din prezenta hotărâre în limita bugetului disponibil. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Aviz favorabil din partea mea. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog. Eu nu o să votez la acest proiect, dar o să am o chestiune de adăugat. Cred că în contractul acela de comunitate ar trebui să se specifice faptul că primăria urmează a face toate demersurile pentru a obține autorizația de securitate la incendiu, care nu este obținută la acest moment și este o problemă, în calitate de proprietar ar trebui să vă ocupați de acest lucru. Iar în ceea ce privește lucrările decorative, să vă ajute Dumnezeu să le faceți. Știți foarte bine că anul trecut și anul acesta tot ceea ce s-a făcut investiție, deci este investiție care ar fi trebuit susținută de către primărie, s-a susținut din fonduri aparținând cu totul altei entități decât primăria, respectiv din fondurile enoriașilor. Deci lucrările, lumea a făcut lucrările în condițiile în care primăria trebuia să facă acest lucru. Știm foarte clar că au existat bani bugetați pentru această unitate de cult. Ei nu au fost folosiți pentru a se face lucrările decorative. Eu n-aș avea nimic împotrivă dacă aș vedea că se fac lucruri majore în oraș cu schimbări, n-aș avea nimic împotrivă ca lucrările de pictură să mai aștepte. Dar atâta vreme cât ele au fost bugetate, cred că ar trebui totuși să ținem cont de buget și să, cât se poate, un piculeț, pentru că și... S-au dat bani, eu așa. Când s-au dat? Nu s-a dat niciun bani. Eu știu că nu s-au dat și știu corect că nu s-au dat. Dacă vă încearcă un sentiment așa de îngrijorare, să știți că cel puțin la fel mă cuprinde și pe mine. În ce sens? Într-adevăr, printr-un efort s-a bugetat pe 2016 și lucrări, sume pentru Maria Magdalena și pentru Catedrala Ortodoxă, în scopul continuării investiției acolo, vis-a-vis de pictură și dincolo de alte lucrări, ce înseamnă lucrări electrice, termice la catedrală. Din ce informații îmi dau colegii mei, investițiile acolo, clar că toată lumea își dorește și eu îmi doresc să continui. Doar un amendament fac. Din ce spun colegii mei, domnul Spânu, doamna Bordei, doamna Lis Mancaș, în următoarea, problema se pune în felul următor. Nu mai poți finanța direct. Aici vorbesc și vorbim despre niște oameni care sunt bine pregătiți în domeniile în care profesează.
deși spun că finanțarea directă nu mai poți face decât pe acel concurs de proiecte, care pentru culte, care pentru culte are o procedură mai simplificată. Domnul Florian știe despre ce este vorba, pentru că l-am și rugat în zilele trecute, ca o procedură care a început anul acesta undeva în mai și s-a finalizat în mai, nu s-a aplicat niciodată. De ce? Eventual o să vă explice dânsul. Nu e vina mea sau a dânsului. Și nici ce zic eu a unui elev din sala aceasta. Mi-aș dori ca finanțarea să se poată face nemijlocit, fără acel concurs de proiecte. Dar domnul secretar, colegii mei spun că este imposibil. Și chiar dacă am bugetat cu o destinație foarte precisă acei bani pentru pictură și pentru noi putem cheltui așa. Bugetul e greșit. Nu-i bugetul greșit. În ianuarie-februarie, mai bine dumneavoastră, domnul Stănu, vă rog să faceți corectări. Corectăm bugetul atunci, ca să știm. Da, da. Deci de asta va fi probabil o rectificare de buget în perioada următoare, în care banii, dacă au fost alocați și nu s-au cheltuit, vor primi o altă destinație. Nu aveau nici cu toate că părerile sunt împărțite. Există o ordonanță de guvern 82 pe 2001 care stabilește formele de sprijin pentru culte și HG 1470 pe 2002, tot în acest sens, pe lângă legea finanțării cultelor, care spun clar, adică eu n-am văzut legea aia abrogată undeva. Dar totuși, poftim? Sunt în vigoare, dar în schimb, domnul Spânu, colegii mei spun că facem apel iar la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi interzice să se facă finanțări către ONG și chiar și culte, decât pe... Aici nu e vorba de finanțări, aici e vorba de investiții. Corect. E adevărat asta. Dar cu adresă făcută către... Investiția s-a terminat înainte de pictură, doamna... Conform licitației, adică caietului de sarcini care a stat la investiție, pictura nu a fost prinsă ca și investiție. Aici e problema la Maria Magdalena. Iar acum soluțiile care se caută nu pot fi decât cele legale. Dacă îmi permite, vreau să întreb pe specialiștii de la contabilitate ce cheltuieli pot fi decontate pe capitolul investiții la culte și cultură. Ce categorie de lucrări? Pentru că în buget este clasificație bugetară culte-cultură, subcapitolul investiții sau cheltuielile capital și de investiții. Proiectare. Doar proiectare? Răspund eu. Nu știu, asta v-am răspuns eu, că să zic... Adică el se regăsește ca și structură. El se regăsește ca și structură în buget. Da, corect, proiectare, v-am răspuns eu. Dar să vă răspund de ce să nu credeți că e doar cum spun. Nu, se cheltuie și pentru lucrări. Contractul care este în vigoare cu Alconepul la catedrală. Dar aici sunt alte probleme și... Lucrările decorative la Maria Magdalena trec peste pragul de 100.000 de euro și urmează să se realizeze o procedură în vederea contractărilor. Am întrebat că știu că este în clasificație bugetară capitol culte, cultură, investiții și vă gândeam că de la acest capitol și subcapitol sunt decontate cheltuieli de investiții, dar nu sunt specialist. Domnul primar. Desigur, avem două obiective de investiții care trebuie să fie finalizate. Sunt posibilități de a se finaliza aceste lucrări. Dar pentru a pune în practică ceea ce gândește Consiliul Local, trebuie mai multă imprimare, mai multă determinare din partea celor care se ocupă de acest lucru. Și a nu pune în față, ba, Curtea de Conturi, ba, știu ce, că nu au voie să semneze, ba, nu. Legea este clară pentru toată lumea. Și în momentul când se pleacă cineva de specialitate și alții și citește, vede că trebuie să luate niște măsuri în acest sens. Cât privește, problema a fost în discuție astăzi cu Biserica Maria Magdalena, la care situația va permite, de îndată ce se semnează actul de predare către parohia Maria Magdalena, să primească finanțări din două surse. Pe de o parte, în baza OG 82 din 2007, hotărârii de guvern 1470 din 2002, care prin normele metodologice arată cum se fac aceste finanțări și respect pentru culte. Și a doua cale de a face investiții, de a face susținerea bisericii, este a continua investiția pe anumite domenii care au rămas, să spunem, agățate și neterminate. Deci este o chestiune foarte clară și se deschide posibilitatea.
A nu se face confuzie pe, și aici se face finanțarea tot pe proiecte. Proiectul de pictură, proiectul de știu ce este acolo. Este aceeași chestiune. Doar nu merg la fiecare justifică cheltuiala în sine și trebuie să dea socoteală la a respecta legea. La catedrală, lucrarea nu este predată și, în mod normal, lucrarea poate fi făcută numai pe lucrarea de investiții. Chiar dacă ea s-a închis la un anumit punct, ce investiții mai facem noi acolo? Cu dar, pardoseală și sunt multe lucruri care pot fi enumerate și care, tot în baza legii, pot fi finanțate. Dar trebuie să vrem acest lucru. Și este bine că domnul primar a venit cu acest act normativ corectat, aprobat anul trecut în 2015. Acum se face corelarea și cu suprafețele de teren și cu alte lucruri, se clarifică treaba. De îndată ce hotărârea se aprobă, este bine ca de la parohia Maria Magdalena să vină la semnat și se poate pune în aplicare OG 82 din 2001. Mulțumesc. Dar îmi permite și mie, domnul primar, da, solicitat să dau o explicație, să nu se facă o confuzie. Pentru obiectivele proprietatea municipiului Onești se pot face alocări bugetare, se pot face lucrări, investiții, dar potrivit legii achizițiilor publice. Ceea ce a explicat și colega mea mai devreme, pentru acel capitol a fost depășit pragul de 100.000 de euro și asta înseamnă intrăm de o altă procedură, nu mai putem face atribuire directă. Pentru finanțarea cultelor, în sensul de a da bani direct parohiilor, bisericii, protoieriei, episcopiatului, nu mai putem face, din punctul meu de vedere, la recomandarea Curții de Conturi, știți foarte bine, Curtea de Conturi a fost în toamna anului trecut până în iarnă, nu mai putem finanța organizațiile particulare, nici măcar instituțiile de stat, altele decât cele care prin lege specială ni se dă dreptul Consiliului Local să finanțeze sau să fie finanțate de la bugetul local, pentru că altfel banii sunt imputabili. Decât pe concursul de proiecte, legea 350 și așa mai departe. E ce altă lege la culte? Da, vorbeam de ONG-uri, pe legea cultelor, în paralel au aceeași procedură. Deci, situația, știu că pentru Maria Magdalena s-a solicitat să virăm banii la bugetul local pentru parohie să plătească dumnealor pictura, ceea ce, la momentul acesta, nu e posibil. Dar a fost direct către firma care a prestat. Da, dar asta v-a spus colega mea, s-a depășit pragul de 100.000 de euro și trebuie să se intre pe o altă procedură. Iar la catedrală, clar, acolo există un contract cu niște cantități. Se scad cantitățile în funcție de cât se lucrează, rest de execuție, cu prețuri certe, bine ce să facem. Decât să finanțeze, adică constructorul emite factură, se înaintează primăriei, noi o decontăm pe prețuri, prețuri licitate. Dacă mai sunt și alte observații, vă rog. Actul de comodat prevede că avizele vor fi obținute de către administrator, la punctul J, articolul 4. Dacă este legal, adică cred că este, este bine să le obținem. E firesc să le obținem noi, nu. Haideți să modificăm, da. Deci, în sensul în care domnul primar ca inițiator să fie consilier primul de acord. Asta înseamnă că va fi o modificare, o completare a proiectului, articolul 3 roman devine 4 roman. Dar nu, și nu văd, n-am nicio problemă, dar nu văd care e problema, dacă eu acum e comodat pe folosință gratuită, dar de exemplu eu ca și chiriaș, dacă aș presupune, dar mergem la aceeași normă, care ar fi problema să-mi obțin autorizație? Contractul de comodat în forma în care este prevăzut. Da, da. Și ce anume este contrabilegii? Nu este contrabilegii. Asta înseamnă că parohia va trebui să-și obțină toate autorizații. Așa. Și are costul bani. Contradicție cu ce intră? Cu banii, nu sunt bani. Cu banii, sunt bani. E o chestiune de... Da, am înțeles acum. Deci nu au bani, nu că nu e a fi. Am înțeles că voi devine cum unde scrie. Este vorba de treaba. Este vorba de simplu fapt că proprietarul este cel care trebuie să solicite înainte, pentru situații de urgență, eliberarea autorizației
de securitate la incendiu. E o chestiune clară, nu poate să ducă cu modatarul să solicite eliberarea autorizației. Dacă îmi dați norma care spune treaba asta, tot respectă. O să vă dau, dacă n-am fost pregătit. Nici eu nu cred că... Dar nu-i logică, n-are... Sunt de acord, colegii, dacă... L-am și o întrebare. Biserica aia cu ei, iau municipiului Onești sau ia preotului Pașcu? Nu, este proprietatea municipiului. Și dacă este a municipiului... Și, și dacă noi nu mai putem, și așa văd că nu putem să facem din buget, bacă putem să facem investiții direct, bacă nu putem să facem, într-adevăr, legea este interpretabilă. Dar dacă putem să facem acest lucru și suntem proprietari, de ce trebuie să tot să ne punem bețe în roate, să ne întoarcem cu spatele și să tot de... Dacă este legal, eu zic că e legal, dacă domnul primar care a fost inițiatorul și însușește această modificare, noi suntem de acord, trebuie chiar așa să... Zic că nu e nicio nelegalitate. Dimpotrivă, dăm acolo un deget, împingem cu un deget această investiție. De acord. Deci se face modificarea litera J al articolului 4 litera B, se elimină, dar se va introduce la articolul 4 litera A la obligațiile comodantului. Dacă nu mai sunt... O singură problemă. Da, aș ruga Comisia Juridică, colegii de la Comisia Juridică, să facă o verificare dacă acest OG 82/2001 și HG 1470/2002 sunt abrogate de alte acte normative, conform legilor, oricum, indiferent de unde suntem și cine suntem, legea trebuie respectată de toată lumea. Asta e, de fapt, cheia. Restul cu recomandări, că trebuie să-mi povești. Legea ce zice? Dacă ne va fi teamă de lege, să o aplicăm și să spunem clar ce e acolo, înseamnă că nu este bine. Indiferent de ce funcție avem. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Trec la următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 din 19.03.2015 a Consiliului Local al Municipiului Onești privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Năsuc. Domnul secretar, aveți cuvântul. Domnule, domnule consilier, în proiectul de hotărâre se propune transformarea a patru posturi ocupate de funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești ca urmare a promovării gradului profesional imediat superior în baza rezultatelor obținute la examenul din data de 5 octombrie 2016 organizat de Primăria municipiului Onești. Funcționarii publici care au promovat în gradul profesional imediat următor au îndeplinit condițiile de vechime, grad prevăzute de legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici și se încadrează cu respectarea prevederilor legii acesteia. S-a obținut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu numărul 45/1978/2016 pentru organizarea examenilor de promovare. De asemenea, se propune transformarea a 5 posturi de natură contractuală în grade profesionale sau trepte profesionale într-un nivel imediat superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local, formarea a rezultatelor obținute la examenul din data de 14-11 octombrie 2016. Se mai propune înființarea unui post contractual de execuție consilier gradul 1A la instituția publică administrația Pieței Bazarului, Obornului și Parcării. În aceste promovări s-a urmărit creșterea calității activității aparatului de specialitate a primarului și a instituțiilor și a serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Onești. Spațiile cele arătate propun în aprobarea proiectului în formă prezentată. Are cuvântul reprezentantul Comarului. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 63, 64, 65, 61, alineatul 1, litera A și articolul 107, alineatul 2 din legea 188/1999 privind statutul funcționar public și republicată cu modificările și completările ulterioare. Promovarea în gradul profesional imediat superior celor de funcționar public se face prin concurs sau examen organizat semestrial prin transformarea postului ocupat de funcționar public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Examenul de promovare în grad profesional s-a organizat de către Primăria Municipiului Onești în data de 5 octombrie 2016
cu avizul Agenției Naționale a Funcționării 45979 din 2016, în limita funcțiilor publice rezervate promovării prin planul anual de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, aprobat pe hotărârea Consiliului Local numărul 109 din data de 24 septembrie 2015, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate pe anul 2016. Proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 107, alineatul 2, litera a și b, din legea 188/1999, privind transformarea unor funcții publice vacante cu promovări în clasă sau grad profesional sau transformarea unor funcții publice vacante într-o funcție cu altă denumire sau într-o funcție publică de nivel superior ori inferior, cu încadrarea numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritate publică și în fondurile bugetare anuale alocate. Proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 26, alineatul 1, alineatul 3, alineatul 5 și alineatul 6 din secțiunea 5 din legea 284/2010, legea cadru privind salarizarea mutarea personalului plătit în fonduri publice pentru promovarea personalului bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională într-un nivel imediat superior și articolul 41, 43, articolul 45, indice 1 și articolul 45, indice 2 din hotărârea 206/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor general de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau drepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat și completat prin hotărârea Guvernului numărul 1027/2014. Examenul de promovare în grade sau drepte profesionale într-un nivel imediat superior s-a organizat de către Primăria Municipiului Onești între data de 4-11 octombrie 2016. Sumele necesare pentru diferența de salarizare ca urmare a transformării postului în urma examenului de promovare au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre supus prin dezbatere respectă prevederile legale și de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Vă mulțumesc. Cu unanimitate de voturi a disfavorat. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Domnul secretar, aveți cuvântul. Domnul doamnă consilier. Conform prevederilor articolului 4.1 alineatul 1 din legea cadastrului și publicității imobiliare numărul 7/1996 cu modificările și completările ocolizare, nomenclatura stradală se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează de fiecare localitate și reprezintă evidența primarului unitară care servește la atribuirea de numele străzii și a numărului administrativ. Prin hotărârea Consiliului Local 18/4.1.2016 s-a aprobat regulamentul privind nomenclatura urbană stradală și adresă pentru municipiul Onești și de asemenea s-a aprobat anexa numărul 1 regulamentul privind nomenclatura urbană stradală a municipiului Onești. Iar în anexa numărul 3, nomenclatura stradală a municipiului Onești. Prin reacalizarea anexei numărul 2 la HCL 119/2013 se urmărește ca să evita eventuale neplăceri cauzate de înscrierea la cartea funciară a actelor persoanelor fizice și juridice cu adresele poștale necorespunzătoare, urmând să înregistrarea corectă a imobililor din municipiul Onești în evidențele fiscale și comerciale. Având în vedere modificările subvenite datorită extinderii construirii de imobile pe anumite arii din municipiul Onești, se impune modificarea anexei 2, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea lor. Nomenclatorul stradal cuprinde denumirile actuale și denumirile vechi ale străzilor, precum și numerele maxime pare și impare atribuite. Prin HCL numărul 119/4/2013 privind aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană, stradală și adresă pentru municipiul Onești, s-a aprobat în anexa numărul 1 regulamentul privind nomenclatura urbană, stradală și adresă pentru municipiul Onești și prin anexa numărul 2 nomenclatorul stradal al municipiului Onești.
având în vedere modificările survenite datorită extinderii construirii de imobile pe anumite artere stradale din municipiul Onești, se impune modificarea anexei numărul 2 la hotărârea mai sus menționată, mă refer la coloanele 4 și 5, care au fost actualizate în funcție de numerele de imobile alocate la solicitările cetățenilor. Pentru aceste motive, supunem dezbaterii și aprobării Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la HCL numărul 119 din 4 septembrie 2013 privind aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană stradală și adresă pentru municipiul Onești. Cu vorbul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Trec la următorul proiect. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației URS, construire capelă mortuară, parohia ortodoxă Sfântul Nicolae. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Domnule consilier, având în vedere prevederile articolului 38 din legea administrației publice locale 205 și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii din toate problemele de interes local cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice locale sau centrale și are printre atribuții și avizarea sau aprobarea de pătrați de studii, formate și programe de dezvoltare economică socială de organizare și amenajarea teritoriilor, documentații de amenajare a teritoriului urbanist, inclusiv participarea la programul de dezvoltare județeană regională zonală Consiliul Legii. Având în vedere prevederile articolului 25 din legea 250/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, Consiliul Local coordonează și răspunde în întreaga activitate de urbanism desfășurată pe teritoriul unității administrative teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate pentru realizarea programului de dezvoltare urbană a localităților. Hotărăște Consiliul Județean și este sprijinit de aceasta în activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism. La inițiativa Parohiei Ortodoxe Sfântul Nicolae, în baza certificatului de urbanism numărul 101/2015, s-a elaborat documentația pusă pentru construirea capelei mortuare în incinta bisericii, documentația ce a fost supusă dezbaterii publice, nefiind obiecții cu privire la investiția propusă. În vederea emiterii avizului Consiliului Județean Bacău pentru documentația plus, construire capelă mortoară, raportat la solicitarea acestora, este necesară avizarea documentației plus de către Consiliul Local al municipiului Onești. Având în vedere cele expuse, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre formă prezentată. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Prin cererea 71-1714-18-10-2016, Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae, prin preot paroc Bertan Ioan, cu sediul municipiului Onești, strada Aleea Parcului numărul 7 bis, în calitate de investitor, solicită avizarea documentației pentru construirea unei capele mortuare, faza pusă, în incinta Bisericii Sfântul Nicolae, raportat la ședința Consiliului Județean, prin care s-a solicitat avizul Consiliului Local. Conform PUC și RLU, incinta în studiu are suprafața de 25.904 metri pătrați, identificată cu număr cadastral 61851, este situată în intravilanul municipiului Onești, cu funcțiunea de subzonă ISB, Biserica Sfântul Nicolae, monument istoric, având codul Bacău 2MB00865. Documentația pentru construirea capelei mortuare faza pus, proiect 16/2005, pentru documentă de SECE Promarex SRL, în baza certificat de urbanism 101/2015, avizul de oportunitate 1/30/07/2015, propune sistematizarea incintei în vederea realizării investiției propuse în zona de protecție a Bisericii Sfântul Nicolae, monument istoric al județului Bacău. Documentația a fost supusă dezbaterii publice, conform raportului de informare și consultare a publicului numărul 44742 din 23.09.2015, nefiind obiecții cu privire la investiția propusă. Având în vedere necesitatea emiterea avizului Consiliul Județean Bacău, raportat la solicitarea acestora, este necesară și avizarea documentației pus construire capelă mortuară de către Consiliul Local al municipiului Onești. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm spre analiză și aprobare documentația pus. Vă mulțumim. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil din partea Comisiei. Și Comisia 2? Aviz favorabil și Comisia 2.
Și dacă sunt observații, dacă nu sunt, se pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Cum ați votat? Am votat, discutam cu părintele, dacă vreau să intervine pe... Probabil a vrut să spună, doamna Casilier, că trebuie prins un program de investiții pentru anul următor. Mă gândeam că vă promis părintele să vă dați să vorbim. Da. Trec la următorul proiect. Acum o semnăm imediat și proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionarii drepturilor unor contracte de concesiune, suplimentarea unor suprafețe de teren concesionate cu contracte anterioare. Inițiator, domnul primar Nicolae Natiuc. Are cuvântul domnul secretar, vă rog. Doamne, domnul consilier, în vederea realizării atribuțiilor conferite de legea 25 cetățenilor în atribuția administrația publică locală, Consiliul Local hotărăște în condiții de lege darea în administrare, concesionare sau închiderea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al principiului acesta. Din hotărârea Consiliului anterioare au fost aprobate sub forma de concesiuni, suprafețe de teren menționate la anexa 1 pentru activități comerciale, beneficiat cât de exterior, cât și bugetului local. Iar cea în termen contractul de vânzare cumpărare se solicită cesionarea drepturilor de concesiune conform anexei 1. Totodată, prin hotărârea ale Consiliului anterioare au fost atribuite sub formă de concesiuni suprafețe de teren menționate la anexa 2 pentru desfășurarea unor activități comerciale beneficiate cât de exterior, cât și bugetului local. De acest stațiile comerciale care au fost edificate cu termenul concesionat în urmă corespund noilor norme și condiții pentru desfășurarea activităților comerciale se impune suplimentarea suprafețelor concesionate conform anexei 1-2, studiilor de oportunitate și proiectelor de sarcini. Având în vedere cele menționate, spunem că analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre formă prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit articolului 36 din legea 215 din 2001 administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște cu deci în toate problemele de interes local, având printre atribuții administrarea domeniului public și privat al localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. Potrivit articolul 13 din legea 50 din 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, terenurile aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrative teritoriale pot fi închiriate sau concesionate potrivit legii în condiții respectării prevederilor documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului bunurilor. Prin adresele numărul 68130 din 2016 și 64496 din 2016, domnul premier respectiv, doamna Iurjanova Crămioara, ne-a adus la cunoștință că au intervenit contracte de vânzare cumpărare pentru spațiile comerciale edificate pe terenuri concesionate. Conform prevederilor articolului 41 din legea 50 din 1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare care precizează că dreptul de concesiune asupra terenurilor se transmite în caz de succesiune cu ordine înstrăinare a construcției, pentru a cărei realizare aceasta a fost constituit, se impune cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețe de teren concesionate menționate în anexa 1. Precizăm că la data solicitării nu sunt achitate obligații financiare aferente contractului menționat în anexă. Prin adresa 64937 din 2016 și 65677 din 2016, I. Matei Mihai, respectiv SC Gardine SRL, în calitate de concesionar în contracte de concesiuni închiriate anterior, solicită suplimentarea suprafeței concesionate în vederea extinderii spațiilor comerciale în care acestea își desfășoară activitatea. Toate detaliile privind cele solicitate sunt menționate în anexa numărul 2, în studiul de oportunitate și în caietele de sarcini anexate. Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre alăturat. Vă mulțumim. Comisia de specialitate. Aveți favorabil. Aveți favorabil și la comisia. Mulțumesc. Aveți favorabil și comisia de. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Cine este împotriva? Abține. Vă mulțumesc.
Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Lănești, alocate pentru activități non-profit de interes local. Inițiator, domnul primar Nicolae Natioc. Domnul secretar, vă rog. Doamna și doamnă, consilier, Consiliul Local al Inițiativă și Hotărăște în Consiliul Lege toate problemele de interes local. Potrivit regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Lănești, alocate pentru activități non-profit de interes local, Comisia de Evaluare și Selecționare a Proiectului este compusă din 5 membri și va fi numită prin hotărârea Consiliului Local. La momentul actual, din Comisia stabilită prin hotărârea Consiliului Local 31-13 și modificată ulterior prin hotărârea 95-15, mai fac parte 4 membri, reprezentanții primarului și reprezentanții societății civile. Locul ocupat de domnul studiar Jorotenuț devenind vacant odată cu transferul acestuia din instituție. Față de această împrejurare, propunem reactualizarea comisiei prin numirea unui alt membru în comisie în locul domnului Chiriac Robertonuț, care să fie reprezentantul autorității deliberative. Totodată va fi asigurată o bună desfășurare a lucrurilor comisiei, se va desemna secretarul comisiei fără drept de vot din cadrul serviciului buget contabilitate. Pentru ca evaluarea selecția proiectelor, programelor și proiectelor depuse se realizeze în mod efectiv transparent, în Consiliul Stabilit de regulamentul aprobat, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu mențiunea că va trebui să face și nominalizarea pentru reprezentantul Consiliului Local. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit condițiilor articolului 36 din legea 215/2001, Consiliul Local este citat prin crearea cadrului necesar pentru finanțarea serviciilor publice privind educația, cultura, tineretul și sportul. Prin hotărârea de Consiliul Local 100/2012 s-a adoptat regulamentul privind finanțarea nerambursabilă în acord cu dispozițiile legii 350/2006. Prin încetarea raportului de serviciu al domnului Chiriac Robert Ionuț, este necesară completarea comisiei pentru evaluare prin numirea unui reprezentant al Consiliului Local Onești. De asemenea, pentru buna desfășurare a lucrărilor comisiei, se desemnează un secretar al comisiei din cadrul serviciului buget contabilitate din aparatul de specialitate al primarului, așa cum prevede dispozițiile articolului 37 din regulament. Față de aceste aspecte, arătăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, motiv pentru care vă solicităm să avizați proiectul în forma prezentată. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia 1 a avis favorabil. Și juridic. Și juridic. În raportul serviciului juridic. Nu, nu, nu a fost. I-a avis Comisia 1. Dacă sunt observații, domnul primar, vă rog. Mă văd dator să... să vă supun atenției un raționament. Comisia era compusă din 5 persoane și anume doamna Buzducă Floarea, angajată al primăriei municipiului Onești, Prohozescu Bogdan, angajat al primăriei municipiului Onești, domnul Chiriac Robert, angajat al primăriei municipiului Onești și încă două persoane, Brăscu Virginia Smărândiță, o persoană care nu este angajată a primăriei și încă un domn, Mihail Aurel, nici dânsul. Deci undeva o pondere de 3-2, dacă e să spunem angajații primăriei municipiului Onești și ceilalți care nu sunt angajați. De ce mă văd dator să vă explic și să fac un raționament pe tema asta este că totuși dânsii vor analiza și vor dispune cum să cheltuiesc niște bani publici pe care noi îi bugetăm. Dacă propunerea dumneavoastră nu va fi una a unui angajat către un angajat al primăriei municipiului Onești, există posibilitatea ca cei trei, care sunt mai mulți decât doi, să aibă anumite raționamente și anumite viziuni privind modul cum vor analiza dosarul. Atâta tot. Nu există nicio suspiciune, să zic, de niciun fel, dar doar vă spun
că e de analizat problema. Domnul Cristian, doamne. Pornind de la raționamentul domnului primar, eu o propun pe doamna Romedea, care i-a luat locul domnului Chiriac. Dacă sunt și am dreptul... Dar trebuie să-și accepte acum. Eu sunt de acord cu propunerea. Nu e prezentă. Nu-i prezentă. Mai facem, mai facem o dată. Dar mi se pare o propunere foarte rezonabilă, ca să nu se înțeleagă greșit. Un consilier local, ca să echilibreze situația, să fie mediator. Noi nu cunoaștem aparat. Consilierii locali fac politică. Că vrem să nu, sau nu vrem. Proiectele, proiectele care se depun... Înțelegeți foarte bine ce vreau primar, să spun, nu vreau eu să... Nu mai, e bine să fie cineva din executiv. Așa cred că ar fi bine, în sensul să nu dezechilibrăm. Și mi se pare cea mai potrivită persoană, mai ales că înlocuiește pe funcție exact persoana care era componenta comisiei și nu mai este acum. N-aș vrea să vorbesc despre doamna Romede, este într-o situație pe care nu cred că e cazul să o discutăm acum. Colegii, mai ales juriști, știu despre ce e vorba. Domnul secretar vine și dânsul cu o sugestie, dacă o împărtășiți. E vorba de doamna juristă Angel Irina. Angel Irina de la juridic. Doamna Romedea este într-un concediu. Acum medical, ca să nu... Ok, doamna Angel este prezentă? Da, 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 dacă... Nu, este, este, dar... Este în instituție. Este în instituție și... Ok, atunci... O propunem pe dumneavoastră și... Da. Puteți să faceți și alte propuneri. Eu doar am explicat. Văd eu că e normal, dacă există raționament. E bine. E bine să fie un jurist în comisie. Da. Dacă sunt și alte propuneri, da, nicio problemă. Dacă aveți și alte jurist. Propuneri, mă rog. Dacă nu, pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 19 martie 2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Inițiator domnul primar Nicolae Natiuc. Doamne, domnule consilier, vă supunem atenție deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții ca urmare a promovării de o clasă superioară datorită îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru un funcționar public în cadrul compartimentului alocații suplimentare Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Astfel, conform hotărârii 611/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici, în urma efectuării stagiului de vechime, funcționarii publici de execuție au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții publice într-o clasă superioară, cele care, în care sunt încadrați. Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării examenului. Față de cele menționate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. În conformitate cu prevederile legii numărul 188/1999, privind statutul funcționarilor publici de publicată și ale hotărârii Guvernului numărul 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, permiteți-mi să spun atenție și deliberările dumneavoastră, prezentă proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul compartimentului alocații suplimentare serviciu asistență socială. Prin promovarea ce s-a efectuat, se asigură o dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin ocuparea unei funcții publice de nivel superior celei deținute, ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, astfel se transformă funcția publică de execuție consilier asistent în funcția publică de execuție consilier principal. Având în vedere cele de mai sus întemeiate prevederilor articolului 97, aliniatul 2 din legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, inițiem proiectul de hotărâre mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Cu unanimitate de voturi, aviz favorabil. Dacă sunt observații, doamna Monica. Da. Cu precizarea că cunosc foarte bine sistemul de promovare a funcției publice și pornind de la premisa că salariile în administrațiile și salariile funcționarilor publici sunt chiar mici, ca să nu spun altfel, voi susține acest proiect de hotărâre, însă am câteva obiecții. Așa cum ați văzut,
acest proiect de hotărâre. Prin acest proiect de hotărâre se aprobă o organigramă și un stat de funcții generos, ca să spun, ca reprezentare. Ați văzut că în cadrul Serviciului de Asistență Socială funcționează, dacă sunt toate posturile ocupate, 240 de persoane. Eu cred că este un serviciu, dacă nu cred că este cel mai mare serviciu, mai mare decât serviciul de evidență a persoanei, nu? Domnul primar care deservește... Sunt 12 angajați. 10 ori. Și deservește doar populația din municipiul Ionești, în condițiile în care evidența populației deservește populație. Atenție, n-ați luat în calcul asistenții. Am luat în calcul și asistenții, am luat în calcul și cabinetele medicale și cei care funcționează și cabinetele școlare. Am luat în calcul tot ce ați precizat dumneavoastră în această anexă. Nu asta este problema. Probabil că organigrama a fost fundamentată așa cum trebuie. Rezerva mea este vis-a-vis de conduita unor angajați. Am văzut că doar pe relații cu publicul sunt 4 persoane angajate și vă spun cazuri concrete, persoane care au solicitat anumite informații și se răspunde frumos, aveți lista sus. Sau chiar o colegă din primăria la care lucrez și care complementar face și asistență socială și a completat cererea pentru alocație de stat și a solicitat un pix pentru o bifă și s-a spus să luați cererea și veniți mâine, doamnă. Nu vreau să consider că aceasta este o practică, însă au fost mai multe probleme care mi-au fost aduse la cunoștință, repet, vis-a-vis de conduita anumitor angajați. Dacă tot aveți un serviciu care ar trebui să presteze, zic eu, o activitate socială și slavă Domnului că Uneștiu are o pondere din ce în ce mai socială, cred că poate ar trebui lucrat un pic și la acest aspect. Compartimentul de specialitate. În legătură cu organigrama pe care dumneavoastră considerați că este foarte voluminoasă, vreau să vă spun că avem aproape 200 de asistenți personali care sunt tot angajații noștri și care sunt angajați conform legii. Este o categorie separată. Avem 32 de asistenți medicali și medici care au fost preluați de la Spitalul Municipal și acolo noi nu am intervenit cu absolut nimic și au venit în subordinea noastră și ne ocupăm de organizarea întregii activități a cabinetelor medicale din cadrul școlilor, căminilor de pe raza municipiului. Avem centru social pentru persoane vârstnice, unde la fel organigrama a fost și suntem sub solicitări acolo ca personal. Iar în ceea ce privește personalul de la DAS, aici există 30 de persoane, dintre care 4 persoane sunt în concediu de maternitate. Ieronat avem 4 persoane la relații cu publicul, avem numai 2 persoane pe care noi le folosim și în alte activități. Acest personal, care există 20 ceva de persoane la nivelul DAS-ului, se ocupă și de alte activități. Ne ocupăm de aceste ajutoare de căldură, unde zilnic câte 2 persoane sunt jos la predarea și primirea cererilor pentru ajutoare de căldură. Avem 4 persoane care se ocupă la depozit pentru distribuirea alimentelor pe care le avem pentru beneficiarii din municipiu și pentru acele 20 de tone de mere pe care le-am primit și deci faceți un calcul cât mai rămâne la nivelul administrației cu toate compartimentele pe care trebuie să le susținem. Vă mulțumesc! N-am înțeles. Asistenții personali sunt incluși în organigrama și statul de funcții în care mi l-ați prezentat dumneavoastră astăzi? Da. V-ați spus asta de la început. Nu? Poftiți? Asistenții personali, cei 200 de asistenți personali, sunt incluși în organigrama care ne-ați prezentat-o dumneavoastră astăzi cu statul de funcții? Da, asistenții personali sunt incluși, este compartiment separat, asistenți personali. Separat. Și indemnizații și intră în cei 200 și cât este total? 32. Nu intră statul de funcții, organigrama care este aprobată pentru promovare. Eu n-am spus că sunt mulți sau puțini, am spus că sunt 240. Pot să vă fac o comparație, să știți că la nivelul primărilor de pe lângă noi, un asistent personal lucrează cam 3.000 de dosare singuri și face și POAT, face și ajutoare de încălzire, și alocație de stat, și alocație pentru susținerea familiei. Deci, nu știu dacă este mult sau puțin, nu despre asta este vorba, ci despre anumită conduită. Dumneavoastră confundați asistentul personal cu asistentul social. Asistentul personal este persoana care este angajată să se ocupe de persoana cu handicap, care se află la domiciliu. Nu, doamne, deci, nu, cum a spus asistent personal. Am greșit exprimarea, dar raționamentul a fost pe asistent social. Mai iertați, da. Dar nu confund nimic.
dreapta, mai ușor cu asistența socială. Nu, nu mai ușor. Tocmai am spus că Oneștiu are nevoie de asistență socială, dar nu o simt. Să vă dau un exemplu, pentru că am fundamentat și o să discut la diverse. Am încercat împreună cu colegii consilieri să fundamentez un proiect de hotărâre privind înlesnire facilități pentru plata chiriilor la Evazatul și am întrebat la serviciul de asistență socială câte persoane beneficiază de venitul minim garantat. O să fiți surprinși, mai puțin de 10 persoane care beneficiază de venitul minim garantat. Vă închipuiți că doar 10 persoane s-ar încadra și nu realizează venituri stabilite de lege pentru a beneficia? E adevărat, nici nu tragi de om, nici nu încurajăm de munca. Însă, despre asta este vorba. Populația cred că nu știe foarte bine sau cei care ar fi îndreptățiți să beneficieze de anumite ajutoare sociale. E treaba lor, nu de cunoașterea legii nu-i... Îmi pare foarte rău, doamna consilier, dar noi la Evazat o mergem aproape în fiecare săptămână. A fost, fiecare locatar a fost verificat, i-am ajutat. Deci exact cât numărul pe care îl cunoașteți dumneavoastră, atâta se încadrează în reglementările legale. Da. Și veniți, vă rog frumos, să vă arătăm toate dosarele și toate persoanele de acolo. Plus că există și condiționarea cu amenzi, taxe și impozite. Deci nu sunt foarte mulți beneficiari de servicii sociale, concluzia. Bine, dumneavoastră, dacă luați numai Evazatul la beneficiari de servicii sociale? Nu, nu. Dar este un etat. Dacă vreți o situație, eu vă prezint cu cea mai mare plăcere toată situația privind toate beneficiile de care ne ocupăm noi. Un etalon. Doamna director, nu pune nimeni mi v-am explicat. Este o organigramă care vă permite să vă desfășurați activitatea în parametrii. Eu cred că spre deosebire de aparatul primăriei, da. Cred. De aparatul propriu, în direct sub ordinea primarului, care cred că are multe, multe nevoie. Dar nu știu cine s-a plâns că nu pot să-mi desfășor activitatea. Sunt 27 de oameni care muncesc. De ceilalți nu ne putem lega, pentru că au sarcini bine stabilite. Conform legii. Da. Conform legii. Nu, e vorba de conduită, tocmai vă spuneam. Conduita unora. Vă rog. Mulțumesc. Dacă v-ați întâmplat observații... Da, o singură chestie vreau să spun și eu. Trebuie să avem în vedere cât de curând va fi pornit centrul social din Uhoce. Nu? Și cei 27 de persoane trebuie să rezolve și problemele de acolo. Va fi foarte greu și atunci trebuie să gândească direcția socială la suplimentarea schemei respective pentru anul viitor. Cât privește legea ajutorului social, cea care spune doamna Abădic, vreau să vă spun că dacă la Onești cândva erau 30 de persoane, e pentru că nu deprindeau condiții. Condițiile erau foarte severe. Iar în localități de tip comună erau 400, 500, 600 de oameni. Erau și votanți pe lângă altele. Dar în mod deosebit se dădeau la toată lumea ajutor social. Nu merge. Aici oamenii au apartament, au condiții mai bune decât la Părstănești. Ne pare rău, dar asta e situația. Dumneavoastră ați suplimentat condițiile, domnul Lămnarul. Deci legea presupune și spune anumite condiții în care se acordă aceste ajutoare sociale. Consiliul local are opțiunea de a veni cu condiții specifice care să, știu eu, reducă numărul beneficiarilor de ajutoare sociale. Nu este niciun fel de problemă. Dar ca să vă răspund, dacă ați făcut aluții, pot să vă spun că la nivelul Comunei Hâlegiu sunt mai puțin de 20 de persoane care beneficiază de venitul minim garantat și aceste 17-18 persoane sunt cazuri extreme. Mame cu copii singură, bătrâni care nu au pe nimeni să-i întrețină, deci sunt cazuri extreme. Deci nu m-au votat oamenii cu ajutor social, să ne înțelegem. Ați făcut progrese din cauza asta. Că bine, e vorba de Direcția de Asistență Socială. Eu o cunosc bine pe doamna director și cunosc și activitatea nemijlocit. Are parte de toată considerația mea și știu sigur că se chinuie acolo să fac o grămadă de lucruri și să încerce să îndrepte lucrurile, pentru că e un domeniu destul de dificil și se preconizează că va fi și mai dificil, așa cum a zis și domnul Lemaru, nu că aș fi de obicei de acord cu dumnealui, dar acum sunt. Asta este. Dar mulțumesc. Va trebui să aveți în vedere că multe din aspectele din programă sunt condiționate de obținerea licențelor și avizelor pentru funcționarea celor două centre. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc.
Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2016, 31 martie 2017, municipiul Onești. Inițiator proiect, domnul primar Nicolae Natiuc. Domnule consilier, luăm de în considerare prevederile ordonanței Guvernului numărul 27/2013, ținând seama de prevederile hotărârii 478/2013 pentru modificarea sănătatea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416/2001 pentru venitul minim garantat, aprobate de hotărârea Guvernului 50/2011, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin hotărârea Guvernului 38/2011 și a normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 70/2011 prin măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin hotărârea Guvernului 920/2011, în funcție de resursele proprie, autoritățile administrației publice locale pot aproba prin hotărârea Consiliului Local ajutoare de energie electrică, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente consumate în perioada la care se acordă acestea. Ajutorul de energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contractele valabile de furnizare energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului. Și având în vedere prevederile doamne sus amintite, precum și raportul de specialitate, urmează să analizați, să dispuneți potrivit prezentului proiect de hotărâre. Are cuvântul reprezentantul compartimentului. În sezonul rece 2016-2017, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este reglementată de ordonanța 27/2013 privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare. Conform articolului 10 aliniatul 2, în funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale pot aproba prin hotărârea Consiliului Local un ajutor lunar pentru încălzirea locuinței cu energie electrică a persoanelor vulnerabile la același pragul de venit, cu aceleași sume ca și cele care sunt acordate la bugetul de stat. Astfel, se pleacă de la un ISR de 00 până la 031, asta înseamnă că a venit 0,155 de lei, iar valoarea ajutorului acordat este 240 de lei și se ajunge până la un ISR 1,08123, de la 540 până la 650 ca valoare. Iar valoarea ajutorului acordat de Consiliul de Consiliul Local este de 48 de lei. Ajutoarele pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute de lege, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de energie electrică, inclusiv taxele aferente consumate în perioada sezonului rece. Luând în considerare cele expuse de mai sus și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, apreciem acest proiect ca fiind legal și oportun, drept pentru care vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Aveți favorabil din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Dacă sunt observații, doamna Pașcu. Eu aș avea o întrebare. Proiectul vizează, am văzut, ajutor pentru cei care consumă energie termică, energie electrică. Ordonanța 27/2013 face referire la măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Articolul 6 alineat din litera H spune felul următor, că ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbun, combustibil petrolier. De ce acest proiect are în vedere ajutorul doar pentru cei care consumă energie electrică? Adică bănuiesc că dispozițiile legii ar trebui aplicate întru totul pentru toți cei care consumă, care utilizează aceste materii, aceste surse de energie. Da, nu știți de unde, să zic, s-a născut proiectul ăsta, pentru că nu erați la momentul respectiv în Consiliul Local. Acest proiect a fost inițiat și forma aceasta de subvenție în momentul în care funcționarea Termon s-a oprit. Atunci, eram consilier local și viceprimar în acel moment, atunci s-a gândit ca și ajutor această formă, pentru că era logic că cei de acolo, de la Termon, care nu puteau să se ajute de centrală care funcționează pe gaz,
din raționamentele pe care deja le-ați dedus. Ăsta este motivul. Dacă începem acum să subvenționăm și pe încălzirea, pe gaz și așa mai departe, bugetul primăriei nu poate suporta ajutorul social pentru toate categoriile care ar putea să, să zic, în momentul acesta. Consumul energiei electrice sunt foarte puțin. Sigur. Acesta e raționamentul. Plăcere. Dacă mai sunt și alte observații, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Proiectul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 102 din 16.08.2016 privind aprobarea înființării Consiliului Local al Tinerilor Municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natu. Domnul secretar, aveți cuvânt. Domnule și domnule consilier, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în Consiliul Lege în toate problemele de interes local. Consiliul Local al Tinerilor Onești este un cadru de manifestare a drepturilor tinerilor la libera exprimare și la libera asociere. El funcționează în general, după modelul consiliului local din administrația publică, se adresează tinerilor între 14 și 18 ani. Prin hotărârea Consiliului Local 102 din 16.08.2016 s-a aprobat înființarea Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Onești, iar prin anexa la această hotărâre s-a aprobat regulamentul cadru al Consiliului Local al Tinerilor Onești. Conform articolului 6 la regulament, la regulamentul cadru al Consiliului Local al Tinerilor, prevede că acesta este format dintr-un număr de 21 de consilieri aleși în condițiile regulamentului de organizare a alegerilor. Primarul și viceprimarul tinerilor sunt aleși de rândul consilierilor cu votul majorității acestora. Având în vedere numărul insuficient de candidați la funcția pentru consilier local al tinerilor, precum și adresa numărul 72 din 444 din 20 a 10 a Comitetului de organizare se propune modificarea numărului de consilieri la 9. Față de cele menționate, vă rugăm analizați și decideți să decideți. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Prin hotărârea de Consiliul Local 102 pe 2016 s-a înființat Consiliul Local al Tinerilor din Municipiu și s-a aprobat în acest sens regulamentul cadrului de funcționare al acestuia. Motivat de existența adresei întocmită de domnul președinte al Comitetului de Inițiativă Electorală a acestui Consiliu, domnul Norbert Zercula, prin care arată imposibilitatea constituirii acestui Consiliu Local raportat la inexistența înscrierilor cu drept de candidatură, se propune diminuarea numărului de consilieri de la 21 la 9 consilieri locali. Există premisa legală de modificare a numărului de consiliere, astfel încât vă solicităm să deliberați, să aprobați în consecință proiectul de hotărâre. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia nu avizează favorabil. Dacă sunt observații, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Da? Înțeleg că nu au reușit să strângă 21 de tineri să facă un consiliu local al tinerilor. Exact așa este adresa inițiatorului, domnul Norbert Zercula. Exact așa arată că nu. Atunci, mă rog, mi se pare cel puțin îndoielnică această chestiune, dar dacă vedem că nu există jucători, încercăm să schimbăm antrenorul, din punctul meu de vedere. Poate acolo e problema. Mi se pare paradoxal, cel puțin, să nu găsim într-un oraș de 40.000 de locuitori 21 de tineri. Noi arătăm doar cadrul legal necesar. Am înțeles. Condițiilor dumneavoastră. Da, trist. Vă rog, dacă mai aveți și altă observație. O frază. Vă rog. Ca să totul să constituie acest consiliu, este bine. Proiectul este bine venit, că micșorăm numărul membrilor care trebuie să constituie acest consiliu. Dacă o fi și mai mulți, să mă avim. Important e să începem, da? Să-i aducem lângă asta noi. Asta ca să vedem partea plină a paharului. Da? Da, mi-a plăcut asta. Am indemnizație așa. Da, da, da. 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 Consiliu, dacă observați, dacă nu s-o pun la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă?
Abțineri. Mulțumesc. Proiectul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 153 din 2014 privind aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești. Inițiator, domnul primar Nicolae Natioc. Domnul secretar, vă rog. Realitatea socială actuală prezintă anumite modificări la nivelul relațiilor sociale și a legislației în raport cu anul 1996, pentru care aceste modificări la nivelul relațiilor sociale trebuie să se reflecte și la nivelul legiferării. Cadrul general pentru repartizarea și închirierea locuințelor pentru tineri, construite prin ANR, a locuințelor sociale sau din fonduri locative de stat din municipiul Onești, este reglementat de legea locuințelor 114/1996, legea 153/1998, privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe, normele metodologice aprobate de hotărârea de guvern 162/2001, precum și hotărârea Consiliului Local 28/2014, prin aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor aflate în administrarea municipiului Onești. Având în vedere realitatea cotidiană și situațiile specifice cu care se confruntă beneficiarii tuturor contractelor de închiriere a locuințelor cu destinația pentru tinerii de tip ANR, a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, propunem completarea anexei A la hotărârea Consiliului Local 153/2014 pentru aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești, cu noi articolul după cum urmează a fi specificat în raportul de specialitate detaliat de reprezentanții serviciului de specialitate. Dezbaterile purtate pe tema acestor proiecte de hotărâre au avut ca rezultat o analiză detaliată a diferitelor aspecte legate de asigurarea unei bune, corecte și transparente gestiunea contractelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Onești în ceea ce privește drepturile și obligațiile închiriașilor. Punem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării hotărârii Consiliului Local 153/2014 pentru privind regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești. În cele expuse vă rugăm analizați și dispuneți. Reprezentantul compartimentului de având în vedere realitatea cotidiană și situațiile specifice cu care se confruntă beneficiarii contractelor de închiriere a locuințelor cu destinație pentru tineri de tip ANL, a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, propunem completarea anexei din hotărârea Consiliului Local numărul 153 din 2014 Onești pentru aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești cu noi articole. Articolele propuse pentru modificarea și completarea HCL 153 din 2014 privind aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești sunt precizate în anexa A la prezentul raport de specialitate. Anexa A are 4 pagini, dacă considerați că trebuie să le citesc cu mare plăcere. Nu am citit și prevederile reglementare, le sunt în anexă, dar nu știu că consilierile au citit și... Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil. Și Comisia mă acordă aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt observați. Da, vă rog, doamnă. Da, o observație strict juridică. Articolul din anexa la raport. Articolul 15, alineatul 1, se va modifica după cum urmează. La litera alineatul 3 se spune în felul următor. O secundă, rezilierea contractelor de închiriere se va realiza după cum urmează. Prin cerere scrisă din partea titularului de contract însoțită de. Nu poate interveni rezilierea cu cerere scrisă a titularului de contract. Rezilierea este o sancțiune care intervine în cazul neexecutării obligațiilor de către una dintre părți și nu poate interveni decât în condițiile în care proprietarul constată că persoana nu și-a executat obligațiile și atunci apare rezilierea. Aici ar putea fi eventual încetarea contractului. Deci nu vorbim de reziliere prin cerere scrise din partea titularului de contract. E absurd. Și cred că aici ar trebui schimbat un piculeț, nu un piculeț. Intervine o altă instituție, nu intervine sub nicio formă reziliere. Se numește denunțarea unilaterală la contract.
Sau încetarea. Încetarea contractului. Sigur că da. Numai că aici, din câte observăm, suntem aliniatul 3, privește rezilierea, se referă la instituția rezilierii și bănuiesc, nu am contractul întregime în față acum, dar bănuiesc că tot ce înseamnă aliniatul 3 cu toate punctele se referă la reziliere. Desfacem modificările în așa fel încât... A, bun, eu n-am nimic împotrivă, încetarea contractului de închiriere e o expresie, cred că... Nu, este corect, închiriere corectă, rezilierea în domnul care a spus de acord, poate să fie care a spus de acord. Juridic, așa, asta nu este de acord. Deci se va reformula și atât în raport, cât și în compartimente de specialitate are o obiecție. Alineatul 3, punctul B, articolul 15, încetarea contractelor de închiriere. Dacă mai sunt și alte observații, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 1 noiembrie 2016. Inițiator, domnul primar Nicolae Năzuroc. Domnul secretar. Potrivit articolului 12 aliniatul 3, de regulamentul organizării și funcționare al Consiliului Local al Mești, aprobat în vederea 42 din 27.6.2011, cu modificările și completările ulterioare, președintele de ședință va fi desemnat din rândul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată de votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere prevederile mai sus menționate, se propune ca următorul președinte consilier în funcție, în ordine alfabetică, să fie președinte de ședință, motiv pentru care se propune adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru 1 noiembrie 2016, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. În ordine alfabetică urmează doamna Crăciun Elena, care a și confirmat acceptul pentru a fi președinte de ședință. Așadar, pot să o pune la vot? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Da, îmi cer scuze raportul. De dispozițiile articolului 35, respectiv articolului 41 din legea 215/2011, în acord cu dispozițiile articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat prin hotărâre de Consiliul Local 42/2011, este necesară numirea președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică, acesta urmând să-și îndeplinească atribuțiile în luna noiembrie 2016. Față de cele are state, urmează să deliberați. Avizul Comisiei de Specialitate. Vă mulțumesc. Trec la următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru aprobarea promovării în instanță a unei acțiuni privind recuperarea de despăgubiri pentru folosirea fără aprobare și în mod gratuit a infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator, domnul primar Nicolae Năzuroc. Domnul secretar, aveți cuvânt. Potrivit articolului 1 aliniatul 4 din legea 51/2006 a serviciilor de utilități publice, serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități. Sunt înființate, organizate și coordonate de către autoritățile administrației publice locale, iar potrivit articolului 3 aliniatul 1 din legea 215/2011 în administrație publice locale, prin autonomie locală, se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa, de a gestiona anumite drepturile publice în condițiile legii. Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul Local poate hotărâ cu privire la patrimoniul unității administrative teritoriale, iar existența unor prejudicii aduse patrimoniului constituind elemente patrimoniale. Facem precizarea că existența prejudiciului cauzat de folosirea fără aprobare și în mod gratuit a infrastructurii aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a fost constatată și de echipa de audit a Curții de Conturi în raportul de audit financiar din data de 22.04.2011, însă fără a putea estima veniturile la care a fost
strălucit bugetul local, dar stabilim fără echivoc că acesta a fost diminuat din cauza utilizării, fără aprobarea Consiliului Local Onești, a sistemului de alimentare cu apă de canalizare. Mai mult decât atât, prin sentința civilă 2779 din 13-11-2014, instanța administrativă formulată de către reclamantul municipiului Onești, cu intervenientul interes alăturat al reclamantului Consiliului Local Onești, împotriva părătii sociale de canalizare, prin care obligă părătea să achite reclamantului suma de respectiv municipiul Onești, suma de 44.378,44 lei, reprezintând contravaloarea veniturilor nerealizate prin utilizarea de către SECE Apă Canal a sistemului de alimentare cu apă de canalizare numai pentru perioada ianuarie 2009-februarie 2014. Există o greșeală de redactare, apare 20.014 în expunerea de motive. Prin prezentul proiect de act normativ se supune aprobării Consiliului Local Onești în calitate de autoritate deliberativă responsabilă pentru legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51, cu modul în care sunt organizate serviciile de utilități publice, promovarea în instanța unei acțiuni privind recuperarea drepturilor de despăgubit pentru folosirea fără contract de delegare a gestiunii și fără plata unei redevenții pentru utilizarea infrastructurii aferente a serviciului de alimentare cu apă și canalizare de către SECE Apă Canale sau Onești, începând cu martie 2014 și până la data introducerii acțiunii. Față de cele expuse, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Domnilor consilieri, într-adevăr, prezentul raport de specialitate conține o situație detaliată a folosirii de către SECE Apă Canal a rețelelor de apă și canalizare proprietatea municipiului Onești. L-am detaliat în scris, motivat de faptul că, în rândul domnilor și doamnelor consilieri, se regăsesc domn și doamne consilieri care sunt la primul mandat și pentru a cunoaște în detaliu această situație. Dacă îmi permiteți în mod succint, ca să nu rețin știu eu timpul dumneavoastră, am să vă arăt următoarele. În baza unui control efectuat de către Curtea de Conturi, s-a stabilit că Societatea Apă Canal exploatează sistemul de utilizare al proprietatea municipiului, proprietatea publică a municipiului Onești fără a deține contracte de legare a gestiunii, punând în sarcina noastră de a ne recupera contravaloarea lipsei de folosință a acestor rețele. Astfel, prin hotărârea de Consiliul Local 113 din 2013, Consiliul Local Onești a hotărât promovarea unor acțiuni în instanță pentru recuperarea acestor contravalori. Prin sentința civilă 2779, pronunțată în dosar 108/270/2012, judecătoria Onești a admis acțiunea formulată de municipiul Onești cu intervenient Consiliul Local Onești și a obligat pe SECE Apă Canal la plata unei sume în cuantum de 444.378 de lei pentru perioada ianuarie 2009-februarie 2014. Arătăm că această hotărâre a fost apelată, instanța de apel a respins acțiunea, apelul formulat de către SECE Apă Canal, însă hotărârea nu este definitivă, este supusă căii de atac a recursului. Noi opinăm că de la momentul februarie 2014, când s-a pronunțat instanța de fond, până acum, octombrie, aproape noiembrie 2016, a curs o perioadă destul de lungă în care SECE Apă Canal a folosit infrastructura municipiului Onești. În opinia noastră este oportun un astfel de demers, motiv pentru care vă solicităm să admiteți proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat. Reprezentantul Comisiei de Specialitate. Desfavorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt observații, domnul Pantin, vă rog. Nu doar oportun, cred că este și necesar să facem o asemenea acțiune în instanță, pentru că am avut situații în urmă cu 5-6 ani, poate chiar mai bine, în care Curtea de Conturi a venit și a sesizat faptul că acest lucru ar trebui să afle pe agenda Consiliului Local. Eu cred că nu doar această modalitate de exprimare juridică ar trebui făcută, ci ar trebui să mai căutăm soluții, pentru că, din păcate, după acțiunea în evacuare ne-am cam oprit. E adevărat că și soluțiile juridice nu sunt chiar la îndemână și
mi-ar plăcea să văd mai multă implicare din partea tuturor consilierilor locali, pentru că, așa cum am spus, proiectul APN este un proiect politic. Nu trebuie să privim că l-a făcut stânga sau l-a făcut dreapta. APA este pentru oraș, nu este pentru partide. Și atunci cred că o implicare din partea tuturor factorilor ar fi binevenită. Cred că este un prim pas în procedura care urmează în perioada următoare. Eu personal am mai gândit și alte acțiuni menite să ducă la soluționarea acestei probleme a apei în Onești. Țin aproape de executiv și mi-ar plăcea ca și ceilalți juriști, colegii ai noștri, să țin aproape, pentru că unde sunt mai multe minți, sigur și soluția este mai bună. Probabil că într-o săptămână, două, vom face o nouă întâlnire pe această temă, pe care eu personal o sprijin și repet, fără stânga, fără dreapta, pentru că aici nu este vorba de politică. Și totodată cred că vom reuși să găsim până la urmă soluții, să rezolvăm această problemă, pe care se pare că se acutizează. Acum știm că avem apă până joi, dar de joi nu știm ce se întâmplă. Probabil vor urma o serie de întâlniri și să încercăm să deblocăm acest conflict, pentru că oneștenii suferă la acest capitol datorită unui operator privat. Ori aici este vorba despre sănătatea populației, sănătate publică. Cum am putea ajunge? Eu nici nu vreau să mă gândesc la momentul în care se va opri apa pentru că un privat nu plătește apa pe care o încasează. Pe care o cumpără, de fapt. Pe care o... Să folosesc un termen, să-mi sărește, da? O ia cu 2 lei și o dă cu 4 lei. Aici eu nu reușesc să înțeleg cum un oraș întreg, 50.000 de oameni, or fi 45, nu știu, ajungem să rămânem fără apă pentru că cineva nu-și plătește datoriile. Eu cred că aici autoritățile statului trebuie să-și spună cuvântul și foarte repede, pentru că riscăm să ajungem al doilea caracal al României. Mulțumesc! Practic, urmăm o foaie de parcurs pe care împreună, acum o lună, o lună și ceva de zile, am gândit-o. În ce sens? Ceea ce urmează să se întâmple din punct de vedere juridic cu această problemă, se va întâmpla natural, din păcate. După cum a spus și colegul meu și a spus și dumneavoastră în întâlnirile care le-am avut Comisia Juridică, Primăria Municipiului Onești, Consiliul Local, primarii au făcut, cred eu, toate demersurile legale necesare ca situația privind apă canal să privind patrimoniu, să vorbim despre patrimoniu, să se rezolve. Din păcate, nimeni nu e mai presus decât lege sau cel puțin anumite decizii, anumite soluții pe care instanțele din România le dau, noi trebuie să le respectăm. Că ne convine sau nu. După cum am spus și am și rugat, aș dori ca toți consilierii locali, mai ales cei care au un bagaj consistent juridic, să se implice în acest proiect și s-au și implicat. Vă mulțumesc pe această cale. Nu știu dacă este suficient. Din punct de vedere politic, îmi pare rău că există în diferite medii și o abordare politică a problemei. Dar ceea ce e interesant, de la cine vine abordarea asta politică? De la unii care au funcții politice și care au putut de-a lungul timpului, prin funcțiile care le-au ocupat și le ocupă, să se implice în rezolvarea problemei, nu doar să stea pe margine și să comenteze. Adică, dar de ce? Credeți că apoi e vina, că s-ar putea să... Nu, domnilor, nu avem nimic de ascuns. Parlamentari, la treabă. Nu de pe margine cu arătăm cu degetul. Haideți la treabă. N-am văzut nicio inițiativă alături de Consiliul Local. Niciuna de la niciun parlamentar. Ceea ce este foarte trist. Să nu mai vorbim de istoric și de istorie, că unii parlamentari au mai și participat la, să zic, activ ca această situație să se întindă, să se întindă pe o lungă perioadă de timp. Deci, din 2013, apă canalul funcționează fără licență.
ANRSC-ul nu a dat licență, practic funcționează ilegal. După cum a spus și colegul nostru, primăria municipiului Ionești, locuitorii municipiului Ionești, nu au datorii sau prea puține au datorii. Primăria nu are datorii la SCA Apă Canal. Practic se facturează sau se practică un preț ilegal. De ce? Ultimul preț care spunem noi că este legal este cel aprobat în 2013, care este, are acordul și ANRSC-ului. Iar de atunci, SCA Apă Canal facturează la unii cu 1,9 lei, primării la fel, dar noi achităm prețul pe care Consiliul Local l-a aprobat. Și este o diferență din când ne facturează dâns și cât achităm noi și de acolo spun dâns și că avem datorii la SCA Apă Canal. Nu avem niciun leu datorii, atenție. Primăria nu contribuie în sens negativ la situația economică în care se află Apă Canal. Iar privind legalitatea serviciului pe care îl practică, ne-am luptat, ne luptăm în instanță cu armele pe care le avem. Dânșii au abordări diferite și le știți, cei care au și pregătire juridică, ce abordări au în instanță de-a lungul timpului. Problema se va rezolva și anume natural. Cu sistarea apei în municipiul Onești, v-aș ruga să fiți mai rezervați când vă exprimați puncte de vedere că se ia apa luni, că se ia apa joi, că se ia apa joia viitoare sau peste 5 joi. În discuții purtate cu domnul prefect, este clar că apa în municipiul Onești nu poate fi oprită. Avem și o instanță, avem și o decizie a unei instanțe definitive care spune foarte clar către SCA Apă Canal. Nu pot opri apa, trebuie să livreze apă în regim de permanență. Haideți să nu creăm o stare din aceasta de isterie, vai, că nu o să avem apă. Apă vom avea. Problema este una economică și nu parlamentară. Un domn consilier local, jurist, mai puțin jurist, au soluție la problemă? Jos pălăria în fața deșelor. Eu mi-o ridic primul. Pălăria. Haideți să nu venim, că s-ar putea, nu s-a făcut, știm noi că... Știți? Dacă considerați că sunt alte probleme, există instituții ale statului care pot fi anunțate, anumite cazuri, de tot felul, tot felul de înțelege, tot felul de probleme, să se... Cine știe și deține informații în acest sens, să meargă la parchet, la DNA, la DICOT, la... Da, și plânge. Ceea ce facem și noi, atenție, Primăria Municipiului Onești în Consiliul Local a făcut sesizare la parchet în 2013. Se va mai face o sesizare? Două. Încă una, plus una, să zic așa. Haideți să nu ducem lumea pe o pistă greșită, să facem ceea ce împreună am început și să zic eu, interesele oneștenilor, cât putem noi mai bine, dar legal. Vă mulțumesc mult! Dacă mai sunt și alte observații? Mai am eu observații. Da, vă rog. Păi eu nu aș fi așa optimist ca domnul primar. Însul spune că vom avea apă. Probabil vom avea, dar dacă vom avea apa în condițiile actuale, condiții care înseamnă să o apă colorată, dacă îi dăm drumul la ora 6 dimineața, și care murdărește toată instalația, o apă care curge zdruncinând, să spunem așa, instalațiile și care distruge centrala, tot ce funcționează pe bază, nu este ceva normal. Nu înseamnă că avem apă. Înseamnă că avem apă cu mari probleme. Și nu trebuie să spunem asta ca să îngrijorăm cetățenii. Sau, pentru că cetățenii își dau seama, nu? Și ne întreabă și pe noi ce se întâmplă. Eu am remarcat, mai ales în ultimul timp, eforturile conjugate ale colegilor și ale domnului primar și ale aparatului de specialitate de a soluționa această problemă. Deși speram că va fi soluționată pe cale juridică, se pare că m-am înșelat. Și acum încep să cred că această cale nu cred că va duce curând la soluționarea acestei situații. Pentru că dacă, într-adevăr, acum am aflat, am obținut o hotărâre prin care eu am fost obligat la plata unor despărubiri, deci instanță, și mi se pare că este același complex, care, pe de o parte, a considerat că ei, fără drept, folosesc acest
fac acest serviciu și că ne datorează nouă niște despărubiri, pentru că folosesc ceva ce aparține municipiului Onești și că nu au contract de delegare din partea noastră, de gestiune din partea noastră, mi se pare absurd că același complet, în acțiunea în evacuare, să hotărească că n-avem, că nu suntem proprietari și că nu merită, nu trebuie să evacuăm. Că cealaltă zonă nu are calitatea de tolerat. Nu știu dacă s-au motivat cele două hotărâri, aș vrea să le comunica și Comisiei Juridice pentru a le analiza. Nu știu, cred că poate ar trebui și o intervenție și a parlamentarilor, și a, prefectului, și cred că și un dialog, continua și dialogul cu reprezentanții acestei societăți, pentru că, deși nu au dreptate pe fond, au totuși un punct de vedere, care, în opinia mea, este greșit. Dar cred că trebuie continua și acest aspect, acest de dialog, de a argumenta poziția noastră, pentru că, v-am spus, nu, bă, încep să mă, să cred că, din punct de vedere cu argumente juridice, nu vom, această problemă nu o vom soluționa așa urgent. De-aia zic că nu trebuie abandonat în niciun caz o cale a dialogului, o cale cu reprezentanții societății. Vă mulțumesc. Dați-mi voie, vă rog, să intervin, să răspund oarecum domnului consiliere. Domnule consilier, țin să vă reamintesc, sau de fapt să vă informez că abordarea avută de către reprezentanții Apă Canal la discuția cu Comisia Juridică este aceeași și în prezent, și tare mi-e greu să cred că se va schimba în viitor. Adică, pe scurt, deși doresc să înstrăineze pe o sumă de bani către Consiliul Local Onești acțiunile lui SC Apă Canal obținute prin privatizarea din 1999. Cum și dumneavoastră și toți colegii din Comisia Juridică, toți colegii din primărie, juriștii Consiliului Județean, juriștii prefecturii, aveți același punct de vedere că lucrul acesta nu se poate realiza. Răscumpărarea sau cumpărarea sau achiziționarea sau cum vreți a pachetului de acțiuni care ar cuprinde în acel pachet de acțiuni și infrastructura de apă și canale. Deci, în ultima discuție purtată la Consiliul Județean, unde a fost prezent și domnul prefect, aceeași abordare a avut. Adică dânșii nu au o altă soluție decât aceasta. Dialogul, suntem descriși spre dialog și vom fi, dar există un blocaj din partea dânșilor că este singura soluție pe care dânșii o văd și o propun. Atenție! Vă invit ca în data de joi să mergem împreună la o discuție și o întâlnire CRAB și Apă Canal și executor judecătoresc, care deja știți că a demarat o acțiune de executare a SC Apă Canal de către CRAB. Și vă rog să constatați sau nu dacă abordarea s-a schimbat. Eu nu vreau să fiu și nu mi-am propus să fiu singurul purtător al acestui război cu ghilimele de rigoare și vă invit ca la orice întâlnire pe care o voi avea să desemnați un reprezentant al Consiliului Local, al Comisiei Juridice, să mă susțească la toate discuțiile pe care le am în mod oficial cu dânsii, pentru că alte discuții nu sunt în alt mod. Și vreau să vă mai amintesc ceva. Sunt primarul care, de la început de mandat, am amendat în fiecare lună facturile lui SC Apă Canal. Atenție, nu s-a mai întâmplat lucrul ăla acesta până astăzi, fiecare factură. Unu, pentru preț nelegal, da? Și pentru că exploatează o infrastructură care nu-i aparține. Câte 50.000 de RON fiecare amendă. Acestea sunt pârghiile pe care le am, legale. Le folosesc în a reprezenta interesele comunității în această speță.
Și nu m-am dat la o parte să fac lucrul ăsta de când am devenit primar. Nu vreau să spun că ceilalți domn primari nu au făcut lucrul ăsta, au raționamentele și poate au avut o altă abordare asupra rezolvării problemei care poate fi de înțeles. Probabil mult mai optimistă la acel moment. Sigur. Eu vă spun că problema se va rezolva și într-un singur fel. Deci nu mi-a plăcut la dumneavoastră cuvântul război. Am pus ghilimele de rigoare și îmi pare rău că nu le-ați o societate sesizat. Ea oricum trebuie făcut că sunt reprezentanții, că oricum vor pierde. Pentru că situația economică pe care o au în spate, până la urmă, va duce la acel dezvoltământ. Să piardă tot patrimoniul, inclusiv iar într-un viitor, acele rețele să fie mărturilor. Deci oricum am vor pierde. M-am pus în ghilimele de înșeleați. În sensul că această perioadă să fie scurtat. Deci ei trebuie convinși că oricum, până la sfârșit, indiferent când va fi acest sfârșit, și mod sigur va exista un sfârșit, rețelele de canalizare vor reveni în posesia municipiului. Eu am niște semne de întrebare pe care cred că le aveți și dumneavoastră, și anume, poate colectați în această perioadă datoria acumulată către CRAM. Unde ori fi acei bani? Nu știu, asta probabil că organul de abilitate va trebui să răspundă. Adică noi am plătit, primăria a plătit, oneștenii au plătit bani. Noi n-avem datorii. Atenție! Și dacă cineva ar fi avut o datorie către Secea Apă Canal, Secea Apă Canal trebuia să se îndrepte în instanță în ceea ce privește recuperarea datoriei. Nu, voiam să sublinez cu asta, chiar faptul că s-a ajuns ca în 2016 pe această problemă să nu fie soluționată, înseamnă că totuși în toată această perioadă n-am putut să facem totul pentru rezolvarea acestei probleme. Eu vă garantez că am făcut și fac alături de dumneavoastră totul pentru rezolvarea acestei probleme. Și n-am scos pe nimeni din ecuație când s-a demarat acest proces. Iar referitor la calitatea apei municipiului Onești, am făcut demersuri, sesizări către Direcția de Sănătate Publică și nu o singură dată, către protecția consumatorului și nu o singură dată, pentru că sunt entitățile care pot să se îndrepte împotriva lui Secea Apă Canal pe această speță. Primăria nu poate. Noi amendăm și luăm măsurile legale pentru anumite, spunem noi, lucruri care nu sunt la locul lor acolo. Dar ceea ce privește calitatea apei, primăria municipiului Onești nu poate să ia măsuri administrative legale, ci doar DSP și protecția consumatorului. Vă mulțumesc tuturor pentru demers. Demersul continuă și nu este lăsat deoparte. Acțiunile în instanță, pe lângă cea pe care sper că o veți vota astăzi, vor continua tocmai pentru a ne reprezenta interesele în ceea ce privește proprietatea rețelelor care spune că sunt ale municipiului Onești și hotărârea de guvern atestă lucrul ăsta. În continuare, vă invit să desemnați un reprezentant al Consiliului Local, 2, 3, să fie prezenți cu mine la orice întâlnire pe care o am cu instituțiile, reprezentanții instituțiilor statului în privința problemei Secei Apă Canal. Doamna Vădic, dacă îmi permiteți o întrebare, eu nu înțeleg cu ce argumente juridice vine această societate în condițiile în care câștigă de fiecare dată. Către compartimentul juridic. Pot face dovada că în momentul în care au cumpărat această societate, în inventarul lor au cumpărat, deci în activele pe care le-au cumpărat, în inventarul acestor active, erau și aceste rețele. Și atunci, cum de câștigă de fiecare dată? Au câștigat de fiecare dată. Vreau să fim riguroși în ceea ce spunem. Nu au câștigat de fiecare dată. Au câștigat acum evacuarea. În rest, instanțele s-au pronunțat de multe ori în favoarea primăriei. Cel mai multe ori în favoarea primăriei. Haideți să vă explic, foarte pe scurt. S-a creat un precedent destul de periculos la nivelul tuturor OAT-urilor din România. O hotărâre a Înaltei Curți de Casație susține că inventarul domeniului public al localităților, așa cum a fost atestat prin hotărâre de guvern, nu constituie titlu de proprietate. În această situație, și aceasta este considerentul pentru care a fost respinsă evacuarea. Ne gândim la momentul ăsta la alte acțiuni care se vor duce în timp, în ani. Nu putem să... Această acțiune a fost pe termen scurt, crezând că putem să evacuăm, să intrăm în posesia acestor
acestui sistem de alimentare cu apă ca să putem beneficia de posesia, proiectul... Posesia, nu, exploatarea, nu posesia. Posesia, posesia, avem posesia și exploatarea, bineînțeles. Avem societatea apă municipal care este funcționabilă, este înregistrată la Registrul Comerțului. Legea utilităților publice 51 a fost modificată de curând, dă posibilitatea să atribuim să facem gestiunea directă printr-un operator al cărui acționar unic este municipiul Onești, deci putem oricând transmite această gestiune și SCDPP, care este funcțională și are totuși o capacitate, este solvabilă. Rămâne poate la momentul potrivit, când vom reuși să intrăm în posesie, dumneavoastră să hotărâți care va fi modul de gestiune pe mai departe. Deocamdată avem un lucru la nivelul compartimentului juridic, serviciului juridic, ne-am consultat și cu juriștii de la Consiliul Județean și cu cei de la Prefectură. Avem un pachet de măsuri, de acțiuni, să vedem în ce măsură, poate ne vom consulta și Moceș cu Comisia Juridică, să vedem ce putem face, dar nu pe termen scurt. Dar hotărârea, mai uitați, hotărârea din monitorul oficial care închide aceste rețele este anterioară sau ulterioară privatizării? Este ulterioară. Da. Da, da. Dacă mai sunt și alte observații, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte chestiuni pe care dumneavoastră vreți să le expuneți, vă rog, domnul primar. Sunt anumite probleme legate de banii care trebuie să vină de la Ministerul de Finanțe prin Direcția de Finanțe Publice, Bacău și Onești, pentru achitarea indemnizației însoțitorilor persoanelor cu handicap. În ultimele două luni de zile nu au venit bani. Noi ca și primărie, partea noastră din indemnizație am virat banii către Direcția de Asistență Socială, dar reprezintă doar 90% din total. 10%, atenție, 90% trebuie să vină de la Ministerul de Finanțe. S-au făcut demersuri în acest sens, s-a discutat cu cei de la Ministerul de Finanțe, cu cei de la Ministerul Muncii, chiar doamna Țăranu personal, eu am fost la ministere, s-am făcut înscrisuri, banii nu au venit. Nu există nicio justificare logică de ce nu vin banii. Suntem printre puținele OAT-uri din țară unde banii nu au venit. Foarte puține. Totuși acești oameni, marea majoritate dintre dânsii, cam trăiesc din indemnizația asta. Ne întâlnim, suntem în momentul în care eu și vreau să vă cer și opinia, trebuie să iau o decizie în sensul în care cu ani în urmă, acum un an, o sumă de aproximativ 6 miliarde lei vechi sau 600 de mii de la alt capitol bugetar pentru a se da cu această destinație și anume achitarea indemnizației însoțitorilor persoanelor cu handicap. Urmând ca acești bani să revină de la Ministerul de Finanțe. N-au revenit banii. În situația aceasta suntem și astăzi. Consider că oamenii aceștia nu mai pot să susțină existența mult timp, pentru că nu mai au rezerve financiare. Toate demersurile le-am făcut și le facem în continuare. Există promisiunea că va fi o rectificare de buget la sfârșitul lunii acestea, noiembrie. Vin în fața dumneavoastră cu propunerea că pentru cel puțin o lună am avea o rezervă, nu e o rezervă, să luăm de la alt capitol bugetar să dăm 3 miliarde de lei vechi, dar nu avem bani să dăm pentru toate lunile, adică septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 12 miliarde, nu avem de vânt să-i luăm. E o situație foarte grea, sper că nu o să fac politică acum. Sper că primul ministru, ca ministru de finanțe, să înțeleagă situația. S-a discutat până la cel mai înalt nivel cu dânsii ca și demers. Toți știu de problemă, de la ministrul de finanțe, de la ministrul muncii și doamna Țăranu poate confirma că a purtat și dânsa verbal discuția cu dânsii, nu doar adrese. Cunosc problema de la Onești, dar atât.
În concluzie, v-aș cere opinia dacă facem acest pas sau nu. Dacă luăm 3 miliarde de la alt capitol, de la Direcția de Asistență Socială și plătim această indemnizație sau nu. Pentru că așa consider eu că e normal să vă cer și opinia dumneavoastră, nu doar să le fac eu. Apoi... Compartimentul de specialitate. Ce, da, dumneavoastră ce, doamna Țăranu? Am discutat problema asta o dată în luna aceasta. Singurul lucru de care mă tem, deci noi suntem de acord... Banii nu îi vom recupera. Noi suntem de acord cu această sumă, o luăm de la un alt capitol, de fapt tot de la asistență socială, vom rămâne descoperiți în altă parte, dar mă tem ca și în alți ani și aici va trebui să acționăm și să ajutați asistența socială, domnilor consilieri, să nu mai pierdem acești bani. Pentru că de fiecare dată, la celelalte OAT-uri din județ, în momentul în care primăriile au venit cu ajutor pentru plata asistenților, salariilor, asistenților personali și a indemnizațiilor, sumele acestea au fost luate cu un împrumut de la primării și, bineînțeles, când au venit banii de la guvern, au fost redistribuite spre primăriile respective. Singura primărie care nu a primit niciodată acești bani a fost primăria Onești. Deci teama mea este că și această sumă pe care o luăm de la asistență socială să o dăm tot în cadrul asistenței sociale, o vom pierde dacă nu va exista totuși o insistență foarte mare și asupra finanțelor de la bancă. Iar această problemă va fi rezolvată numai pentru luna august. Deci, în continuare, septembrie, octombrie, noiembrie, mie mi s-a spus, am discutat cu domnul ministru, mi s-a spus că se va face o rectificare numai la sfârșitul lunii noiembrie. Asta înseamnă că banii vor veni în decembrie. Este categoria cea mai defavorizată. Salariul lor înseamnă salariul minim pe economie. Sunt oameni care trebuie să-și cumpere medicamente. Cunoașteți foarte bine situația persoanelor cu handicap. Doamna director, am o întrebare. Dacă facem rectificare de buget. Nu trebuie. Nu rectificare de buget. Nu bani de la un alt capitol, da? Da. Luăm pentru o lună de zi. Noi figurăm cu ariera acolo și dacă dau impact rectificarea de buget, ne mai dau bani sau figurează când avem? Adică trebuie să urmărim dacă noi e americană. Noi figurăm la toate organismele că nu avem bani. Din august până în... Este... Bun. Bun. Dar întrebarea o să zică, domnule, o să suni rectificarea să aprobă pentru a acoperi. Nu se face nimic. Mă gândesc dacă nu mai deci nu mai fac. Nu se face. Banii ăștia i-am pierdut. În cadrul DGAS-ului poți să iei de la un da, capitol, da. Să duci acolo. Am înțeles. Într-adevăr, întrebare pertinentă dacă figurez că... Da, figurez, da. În momentul când trezesc când au banii să în momentul în care eu iau de la un capitol și pun la altul, în cadrul aceleiași instituții, fără rectificare de buget, nu mai primesc acești bani. Pentru că trebuie o rectificare de buget, acesta se duce la finanțe și... De asta și vizează. În an electoral, hai să fie coarda, lumea o să fie nemulțumită, ei o să fie obligați să dea și noi nu mai dăm, am scăpat, chiar dacă e sarcina noastră. Încă o dată spun, contribuția noastră ne-am onorat-o în fiecare lună. Cei 10% din total indemnizații. 90% pe fiecare... Declarați-vă, domnule, pentru că ori un tehnocrat, să vedeți că vin toți banii, la punct. Am spus că nu vreau să începem cu declarații politice, că nu-i cazul, dar e clar că e o situație socială complicată pentru, economică, de fapt, pentru acești oameni foarte complicată. Da, aici sunt întru totul de acord cu doamna director. Nu știu dacă în tot județul Bacău, dar și la nivelul altor OAT-uri, pot să vă confirm că am întâlnit această situație și cred că de vreo 5-6 ani, chiar în fiecare an. Într-adevăr, se așteaptă niște sume provenite din rectificări, dar nici eu nu estimez că aceste sume vor acoperi toate nevoile până la sfârșitul anului. Înțeleg că sunt 4 luni, cât? 4 luni, dacă dăm noi banii... Sau 5.
5 ori 3, 15 miliarde. Eu nu cred că un guvern va aloca 15 miliarde pentru plata acestor pentru asistențe personale. Da. Despre asta e vorba, că e obligație. Nu, ideea este că trebuie găsite soluții și la un moment dat poate chiar și din bugetul consolidat, pentru că e o problemă reală și că nu cred că putem să ne bazăm prea mult pe aceste sume. Cu siguranță, dacă vor veni, vor veni o lună, maxim două. Nu cred că bugetul anului 2017 poate fi grevat de aceste restanțe, să spun că mergem în 2017 cu restanțele și să le plătim în 2017 pe bugetul nou, trei luni restante. Nici oamenii nu pot să aștepte atâta timp și nici viitorul buget nu poate fi grevat cu datorii așa de mari. Deci, domnul primar, cred că clar trebuie găsit o soluție chiar și de moment, dar în situația excepțională, chiar și de bugetul consolidat. Nu există posibilitatea să fie susținută toată suma de bani din alt capitol al bugetului. Nu există. Ca să vă spun pe scurt. Și categoric, sumele care au fost plătite nu vor mai fi recuperate, pentru că în momentul în care va fi făcută rectificarea, se va solicita o nouă adresă. Cât mai aveți de plătit la data respectivă? E clar că nu se vor mai recupera acele sume. Deci să înțeleg că există consens în sensul ăsta la plată, da? Sau... Nu știu, având în vedere situația în care se află cele 279 de persoane, zic că totuși, chiar dacă nu vom mai primi acești bani înapoi, măcar pentru o singură lună. Vă dați seama că este o situație foarte delicată, nici noi nu ne mai putem desfășura activitatea. Vin cu copii, cu ne expun situația în care se află. E o situație delicată și noi trebuie să așteptăm acum până în decembrie. Măcar am zis să dăm o lună de zile. Îi pierdem? Pierdem. Dar noi vom insista să nu-i pierdem. Eu propun două măsuri. Măsura în care și juridicul și domnul secretar consideră că sunt legale. Una, cea despre care am vorbit, să alocăm banii pentru cei aflați în situația aceasta. Și doi, să ne îndreptăm cumva cu niște măsuri împotriva guvernului sau a ministerului care trebuie să ne dea banii. Cu toate că va dura. Cu toate că va dura, e de așteptat, dar trebuie să vadă și din partea noastră atitudine. Da, corect. O să analizăm această situație de notificare, probabil acțiune în instanță, dar vă spun că am mai avut precedent cu subvenționarea la energie termică și am pierdut. Că de regulă acum nu știu exact se vor aloca în funcție de fondurile avute sau în funcție de... Ce depășire. Ceva de genul acesta. Și e foarte... Suntem în aceeași situație și cu drumurile de la media RRT și tot așa. Da, încă două probleme aș dori să vă expun. O completare la subvenția, la proiectul cu subvenția pentru energie electrică, doamna Pașcu, am văzut că nu erați foarte mulțumită împreună cu colegii dumneavoastră de că ar fi cât de cât o măsură care nu este foarte echitabilă și se poate înțelege lucrul acesta, dar haideți să fac un apel la memorie și anume că în bugetul din anul acesta pentru acest capitol a fost prevăzută suma asta. Dacă dorim ca să alocăm subvenții pe mai multe surse de și electric și gaz și încălzire cu lemn, trebuie ca pe bugetul 2017 să prindem în buget. Pentru că acum chiar dacă am vrea și către alte, să facem această subvenție către alte surse de încălzire, nu putem. Când avem alocație bugetară, nu avem prins în buget. Da. V-am spus ca să nu credeți că am fi putut face mai mult și n-am făcut, în sensul ăsta. Mulțumesc pentru demersul la care a subscris vis-a-vis de podul de peste Trotuș. Cred că știți, a făcut și eu un anunț în acest sens că Ministerul Transporturilor a luat în calcul ca pe anul 2017 să prevadă în bugetul dânșelor să aloce sume pentru reparații. Este, zic eu, un pas important. Am făcut adresă noi către minister să-și dea acordul privind transferarea potului din administrarea OAT Onești
către minister și facem acest parcurs legislativ, adică administrativ, mai bine spus. Domnul Cristian? Dar vreau să aduc în vederea și a colegilor din Consiliul Local o chestiune pe care am propus-o telefonic. N-am avut încă ocazia să o fac oficial și o fac apoi, atât domnul secretar cât și domnului primar. Există numeroase linii de finanțare nerambursabile care vizează investiții în zona rurală și agricolă, de care sunt privați cetățenii municipiului Onești care cumva moral și faptic îndeplinesc condițiile. E vorba de cartierele Dobuzia, Bolzești, statul catolic, acolo unde este o viață împărțită cumva între oraș și mediul rural, dar ei, oficial vorbind, aparțin de mediul urban. Am întâlnit, lucrând cu mai multe finanțări nerambursabile, o noțiune de o sate aparținătoare de oraș. Tocmai de aceea vreau să vă propun, domnului secretar și profișul de prezența doamnei Dima, analiza unei astfel de hotărâri de Consiliul Local sau unei astfel de proceduri, nu știu exact ce presupune, dacă emitenții acestei decizii sunt reprezentanții statului, guvernul sau Consiliul Local, și să analizăm și efectele pe care le produce asupra bugetului doamna Dima o astfel de modificare, astfel încât să putem să decidem dacă legea ne permite și considerăm că este oportună să mergem pe această direcție sau dacă nu, să rămânem în modul în care suntem organizați astăzi. Domnul secretar, credeți că pentru ședința ordinară din noiembrie putem să avem un punct de vedere în sensul ăsta? Da, cred că vom avea. Mulțumesc. Domnul Bălin? Și tot pentru domnul secretar, dacă suntem la diverse, vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu proiectul sau proiectele acelea de hotărâre care erau pe transparență decizională. O parte dintre consilieri au inițiat una, a venit și domnul primar cu un proiect de hotărâre privind facilitățile fiscale. Știți, noi făceam referire doar la evazatul, a trecut destul de mult timp, era bine dacă îl aplicam până la sfârșitul anului, poate mai recuperam și niște bani, poate se încheiau și contracte. Sunt încă pe transparență decizională, n-am primit încă termenul de 30 de zile lucrătoare. Unul din proiecte, cel al domnului primar, mâine împlinește termenul de 30 de zile. Celorlalți co-inițiatori, înțeleg dumneavoastră, grupul liberal și nu mai știu. Undeva pe 7 sau 9 noiembrie, nu mai știu exact termenul de. La momentul când vor fi parcurse toate etapele, vom discuta și, dacă va fi necesar, va fi prins pe lumea de zi. Da, se întâmplă ceva, doamna Bădic, și anume se face o contorizare individuală la evazatul. O lucrare în curs, care sperăm să se termine curând, în termenii contractuali, un efort bugetar al primăriei municipiului Onești de mai bine de 200.000 de roni. Se întâmplă lucrul da. În sensul ăsta. Păi știu, tocmai de asta am zis să venim cu un proiect de hotărâre care să le permită chiriașilor să-și încheie ulterior contracte cu Enel-ul. E unul. Asta era ideea, să prin acele facilități le permitem, după montarea acestor conturi, să-și încheie în mod individual, pentru că în momentul de față, fiind datorii foarte mari, bănesc că primăria nu le va mai permite. Și o propunere, domnul primar, fost grăbite și intrările în localitate, dacă îmi permiteți, o propunere care nu costă bani, dar care poate ajuta, măsura în care putem identifica, și aici mă adresez în egală măsură și consilierilor, și primăria poate susține, identificarea unui spațiu în care cei care își permit și care vor să domneze anumite lucruri, să le depoziteze într-un anumit loc, într-o anumită hală sau știu eu, imobil, de unde cei săraci amărât să poată să vină să le ia. Sunt foarte multe lucruri pe care le schimbăm, de la mobilă la electrocasnice, putem face parteneriate cu Crucea Roșie, putem să le trimitem în Siria, putem face atâtea lucruri bune cu lucruri pe care nouă ne prisosesc și le aruncăm, poate le schimbăm și nu ne mai folosesc, altora le servesc ca lucruri bune. Un centru social, ați văzut că se poartă prin orașe acele containere cu haine. Eu cred că nu sunt vezabile, că oamenii sunt și de rea credință și pun și lucrurile rupte și știu eu mai puțin care pot fi folosite în continuare. Un asemenea centru social unde să depozităm lucrurile care sunt bune și care nu ne folosesc și cărora să le servească celor care au nevoie.
Mulțumesc. Nu implicați primăria. Vedeți experiența anilor când s-au baraj. Știți cei care sunt sub o zi, domnul Roșca trebuie să știe. Lăsați primăria să-și facă treaba. Sunt un gheor, să ocupe de preluat și așa mai departe. Da, da? Este o istorie, dar nu vreau să o dezvolt aici. Numai în câteva cuvinte, în ceea ce privește produsele de uz casnic, mobilă. Noi am avut și avem asemenea activități, am închiriat și ne-a ajutat foarte multe moluri dintr-o magazie. Iar fost cei necăjiți și cărora noi le-am dat case, au fost casele dotate cu acele obiecte. În ceea ce privește hainele, produsele de lenjerie, am inițiat o asemenea activitate. Au venit persoanele din oraș cu produse pentru a fi distribuite celor care aveau nevoie, dar fiecare persoană aduce de fapt ceea ce nu-i mai trebuie. Și în momentul în care tu distribui acel pachet, este refuzat. Și prin urmare, noi am rămas cu asemenea produse, am ocupat magazin, chiar și sala de ședință a fost la noi ocupată cu asemenea produse și nu am avut cu ei să le dăm. Și la această dată, noi primim foarte multe pachete pentru un contract pe care îl avem, contract de colaborare cu Crucea Roșie Bacău, prin Crucea Roșie filiala Onești, și vreau să vă spun că și la această dată, atât jucăriile care vin pentru copii, hainele, toate sunt desfăcute și sunt alese. Deci se aleg aceste produse și noi rămânem cu celelalte pe care nu avem ce să facem. Nu știu dacă este o idee. Noi am încercat acest lucru. Da. Mai ceva de discutat? Dacă mai sunt și alte observații. O singură întrebare, nu fac. Ce se întâmplă cu bazarul? Cu bazarul? Da. Ceea ce am hotărât. S-a început... Sigur că nu. Ceea ce am hotărât. S-a comandat ceva, oameni nu știu. S-a comandat. La fiecare două săptămâni, chiar astăzi, am avut o întâlnire cu cei din bazar, la fiecare două săptămâni, reprezentanți numiți de ai dânșilor, vin la primăria municipiului Onești, discutăm pe modul cum parcurgem pași în acest sens, adică în realizarea investiției de acolo. S-au făcut, îmi pare rog, în domnul arhitect șef prezent și domnul Stanciu, vă rog să-i spune să vină dumnealui de acum la ședințe, nu să vină dumneavoastră. S-au făcut documentele pentru studiu de fezabilitate, documente pentru realizarea documentației tehnice pentru execuție și pentru acorduri și pentru proiectare. Este o procedură în lucru care se va finaliza anul viitor, mă refer la partea de proiectare, primele trei luni ale anului, spunem noi, niște termeni realiști. Iar după care, când condițiile meteo vor permite, se va face modernizarea propriu-zisă, adică vor demara lucrările conform proiectului. Și ei vor fi mutați sau se vor muta sau vor continua acolo activitatea? Nu mai sunt acum. Nu mai sunt acolo. Au fost evacuați. Bazarul este liber. N-ați mai fost pe acolo. S-a desfințat. Conform. Și vor continua în altă parte? Da, în condiții legale. Trebuie să montați hidranți. Trebuie rețea de... Astea sunt cerințele impuse de către lege, nu spun de către ISU sau de către Inspecția de Stat în Construcții, că nu vreau să se înțeleagă că cineva este vinovat. Dacă mai sunt și alte observații. Am o rugăminte, o consultare de fapt. La executiv este în lucru un regulament, nu a mai fost odată, dar adaptat la cerințele legale de la această vreme, cu autoturismul de parcare ilegal. Am primit numeroase sesizări vis-a-vis de faptul că sunt foarte multe parcate, foarte multe mașini parcate cu inscripția de vânzare. Se blochează intersecțiile, intrările în oraș, cu astfel de comerț stradal. Rugămintea noastră executivului și noi avem un studiu, poate dumneavoastră legațiile cu cetățenii pe care le aveți, să identificăm în Ciclonești un loc de parcare special pentru astfel de mașini, cu o taxă de ocupare loc public. Avem propuneri, da. Probabil în luna decembrie, când se va promova acel proiect de impozite și taxe, va fi, dar cred că concomitent ar trebui și acel regulament la care noi lucrăm. O să vă consultăm și pe asta, cred că va fi și pe transparență, adică nu cred, în mod cer va fi și pe transparență decizională. Și... Dar rugămintea mea este dacă puteți veni cu propuneri pentru spații speciale. Bine, nu m-ar interesa mult mai mult propunerile pe care
credeți că sunt adaptabile pentru noul regulament? Ăla e mult mai interesant, pentru că suprafețele de teren pe care le posedă primăria sunt certe și nu putem face decât propuneri în acele zone. Nu cred că știu mai bine locuitorii municipiului Ionești decât noi cei care lucrăm aici, unde am putea să înființăm un astfel de parcare. Măsura de coerciții. Măsura de coerciții care așa? Amen. Există în studiu, și în încheiere, dacă îmi permiteți, există în studiu o analiză privind noile taxe și impozite pe 2017. Rog pe cei care vor să contribuie, să zic, la realizarea proiectului de hotărâre de Consiliu, să se adreseze tuturor specialiștilor de la Direcția Economică, și nu numai în sensul de a veni cu propuneri. Poliție locală, gândiți să da. Gândim. Viitor. Da, există un spațiu generos în zona comunei. Nu știu care e situația juridică a acelui teren, nu pot fi parcat o grămadă de mașini și e foarte aproape de oraș. Zic că oborul săptămânal ar fi cel mai potrivit. Dar în fine, părerile pot fi împărțite. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt observații, declar închisă ședința.